You never know where your first match will take you. As a player, I was not the strongest or the tallest, but I was tough, a warrior on the court. As a child, I was dreaming to become a tennis player. I was successful on the court. But from day one, it's always been about sharing my love and respect for the game. Okay, let's see where the next match will take us. Încercăm să intrăm pe traseu, așadar asta înseamnă că suntem la boxe. Așa vor începe transmisiunile din cadrul campionatului național de Time Attack, deoarece vom avea parte de două părți, una în care vom discuta cu principalii actori ai acestei frumoase povești ce nu se încheie și începe aici la Motor Park România, și bineînțeles o parte în care vom vedea cursele Masters, cel mai palpitant moment ce se va petrece pe circuit la această etapă de Time Attack, etapă în care, în afară de momentul de care vorbeam anterior, ne duelăm doar cu Sfântul Cronometru. Suntem Alex Lascu și Ștef Raita, bine v-am găsit! Da, bine v-am găsit, prieteni, la un început de an, început de sezon, început de campionat, și dacă tradițional acest mesaj de bun venit și de bun găsit vă era adresat de undeva de pe munții din preajma Brașovului sau mai nou din etapa de viteză în coastă de la Râșnov, iată că începem acțiunea și activitatea sportivă în sezonul 2024, niciunde altundeva decât pe Motorpark România, la Adâncata, cu o vreme extraordinară pentru curse. A plouat toată săptămâna asta aici în preajma Bucureștiului, însă ieri și astăzi au fost două zile absolut superbe. Ștef, ce ne rezervă viitorul foarte apropiat al acestei transmisiuni? Până trecem la partea de viitor, aș propune să vorbim un pic despre trecut, deoarece vreau să povestim 2-3 minute despre formatul acestei competiții, până în momentul în care mașinile vor fi prezente în spatele nostru și vom începe să mergem alături de concurenții ce se află în parcul service din spate. Așadar, am început de dimineață cu o manșă de recunoaștere, respectiv una de antrenamente cronometrate, trecere în care, bineînțeles, pilotii s-au obișnuit cu Motorpark România, pentru cei ce se află prima dată, piloții, bineînțeles, s-au reacomodat în cazul în care aceștia erau cumva familiarizați cu circuitul, după care am trecut în mașele de concurs. Am avut parte deja de această primă trecere pentru toți pilotii, iar acum se merge în manșa secundă alături de sportivii ce mai au de parcurs, ei bine, evident, treceri, pentru a avea parte de un timp cât se poate de competitiv. Vor fi, de principiu, 3 manșe de concurs, iar timpul care contează este cel mai bun timp stabilit în acea manșă. Cu toate că cronometrul merge, sunt 15 minute, doar un tur este cel relevant pentru rezultatul. Da, pentru mașinile, pentru că avem o împărțire foarte clară a modelelor între modele de stradă, modele ale clasei street și modele de competiție, ei bine, urmează un punct culminant și este vorba de acea cursă master de care vă povesteam, o cursă de 4 tururi împărțită în două, o cursă pentru modelele mai mici până în 2000 de centimetri cubi și o cursă pentru modelele mai mari de peste 2000 de centimetri cubi. Cred că le-am umplut capul oamenilor probabil cu prea multe lucruri deja, dar am vrut cumva să clarificăm acest fenomen și, cum vă spuneam, suntem la boxe, așadar mergem prin boxe și mergem să discutăm cu oamenii frumoși ce, iată, se implică în cadrul campionatului național de Time Attack, deoarece este un nou început și, așa cum vă spuneam, fiind vorba de un nou început, avem nume noi, dar și nume consacrate cumva ce au făcut fie trecerea către circuit, fie au revenit într-o zonă pe care o îndrăgesc foarte mult. Și cum lucrurile se întâmplă în familie, se întâmplă de multe ori cu instructori, se întâmplă cu tineri care cresc frumos, care deja au fost pe macadam și acum au venit pe asfalt. Începem chiar din zona Sibiului, văd, de unde a început această nouă mișcare a campionatului Time Attack, alături de Andrei și Dan Mălaiu. Andrei, Dan, v-am văzut de fiecare dată, ba pe unul, ba pe celălalt în concurs. Cu Dan stăteam pe margine la competiții și vedeam de fiecare dată cum se stresează în momentul în care Andrei e pe traseu, pentru a vedea că totul este în regulă. Iată însă că acum alergați roată la roată. N-am apucat să mă uit pe timp. Care este diferența între voi doi până la urmă? Cine este mai rapid și cum te simți, Dan, din această dublă postură? Foarte ciudat. O experiență nouă.
să fiu și pilot și instructor în același timp. Generația tânără vine din urmă, vine destul de puternic. La timp, el e un pic mai mult acolo, vreo 3 secunde, mai bun ca mine. Și ce să zic, o experiență frumoasă, sper să ne meargă bine în continuare, ca până acum. Oameni frumoși, totul minunat, așteptăm următoarea etapă. Stăm foarte bine, sper să avem baftă și în continuare. Cred că este, nu-i așa, singurul moment în care te bucuri că pierzi pe circuit, în momentul în care așchea nu sare departe de trunchi și lucrurile arată foarte bine acolo. Corect, e singura situație în care sunt fericit că am pierdut, dar am pierdut doar la timp, la clasă, stau destul de bine, se pare. Andrei, iată, au doar lucruri bune de aici, am încercat să ne uităm pe timp, să ne facem o idee, lucrurile sunt foarte competitive, însă la voi, la juniori. Spune-mi un pic, că până la urmă, anvetura pentru tine a început pe circuitele mai mari, ne-am dus pe Macadam și iată, acum cred că se dă un test foarte frumos împreună. Cum e pe Motorpark România, cum îți place și poate care e locul în care îți place cel mai mult, deoarece deja ai fost implicat în foarte multe competiții? Este foarte fain și aici, la Transilvania, la Motorpark România. Este foarte fain. Următoarea. Este foarte fain și aici, pe asfalt. E mult mai multă aderență și așa. Doar că parcă tot e un pic mai frumos pe Macadam. Mai fuge mașina. Da, unde e un pic mai frumos, mai jucăuș. Spune-mi un pic cum v-ați pregătit pentru etapa asta, pentru că noi ne întâlnim aici, povestim un minut, două și de fapt nu ne dăm seama în casă, în familie, dar și în garaj ce înseamnă până la urmă pregătirea pentru etapă. Foarte multe antrenamente, pot zice, și trebuie puse mașinile foarte bine la punct, mai ales pentru o durată așa lungă de dat pe circuit. Aici sunt curios ce are să ne spună și Dan. Un efort foarte mare. Un efort foarte mare și fizic și financiar, să participăm și cu două mașini, mai mult de atâta. Un pic costisitor, dar cu ajutorul familiei, înțelegerii, sperăm să mergem mai departe și să gătăm campionatul. Dan, Andrei, eu sper ca mașinile astea să se umple de sticăre din ce în ce mai mult. Îmi place ceea ce vedem, îmi place că cred că sunteți printre singurii oameni ce au decis să vină și să concureze împreună. De principiu, i-am văzut pe instructor mai mult doar pe scaunul din dreapta și sper că așa să fie tot sezonul. Ne vedem și la paralel, Andrei? Da, o să ne vedem anul acesta și la paralel și, și aici. Și poate și la Hot Lap. Le facem pe toate și le facem cu drag. Mă bucur tare mult că v-am văzut și așa cum vorbeam, vorbind de un nou concept, am început exact cu CBN, cu oameni cumva care sunt legați de această mișcare nouă ce începe aici în cadrul circuitelor din România, deoarece, vă spuneam, vorbim de un nou concept al Time Attack-ului, conceput de către echipa CSEA Sibiu Motorsport. Da, Ștef, și uite, am auzit o expresie interesantă pe care vreau să o detaliez tu puțin, pentru că mai devreme te-am văzut și pe tine pe pistă. Vorbeați de aderență și suntem la început de an, așa cum spuneam, deci pista circuitului nu mai este gumată, a trecut o iarnă, au trecut precipitații peste, cu siguranță am văzut mult praf. Cum s-a simțit din mașină toată povestea asta? Pentru că astăzi ai dublu rol și de anfitrion și de gazdă, cât și de pilot în campionatul Time Attack. E adevărat în categoria street, însă ei, trebuie să încep de undeva, nu? Da, sincer, nu am destul de experiență încât să-mi dau seama de diferența de aderență între zona gumată și zona negumată a circuitului. Sunt sigur că sunt oameni pe aici și spate cu care vom povesti și ne vor spune mult mai multe lucruri. Un simplu exemplu, Cătălin Țuțuian este prezent la start, chiar pilotul ce deține recordul la Le Mans. Un circuitel acolo în ceea ce privește modelele Formula Renault, dar aderență este, am găsit din plin, din ceea ce am remarcat eu cel puțin. Personal am fost prima dată cu această mașină, nu am cu ce să fac comparație, dar este foarte multă și trebuie doar să o gestionezi din punct de vedere al uzurii, pentru că se pot încinge foarte mult anvelopele dacă nu ești atent. Marea diferență cumva între Time Attack și Anduranță este că aici trebuie să mergi maxim un singur tur, în timp ce la Anduranță timp de o oră, timp de o oră jumate, timp de 24 de ore, de ce nu, trebuie să conservi și atunci niciodată nu poți să împingi limitele la maxim. Hai să vedem ce au de spus și piloții, pentru că asta este doar părerea mea, până la urmă lucrurile pot fi diferite din acest punct de vedere. Am venit pe la boxe, după care vom merge în spate alături.
alături de oamenii frumoși pe care îi vedem în cadrul campionatului național de Time Attack. Aici e boxa lui Mihai Berbecaru, cel mai probabil îl vom regăsi în zona parcului tehnic. Dar că tot vorbeai de experiență, Alex, o să mergem așa la poluri total opuse. Mergem la un pilot care se află la început în această carieră, după care vreau să mergem alături de experimentații categoriei și mergem la clasa street, mergem la noi începuturi. Îl avem aici pe Flavius Suciu, pilot în campionatul național de raliuri, pilot pe circuit, pilot în tot ceea ce înseamnă până la urmă partea asta sportivă, dar de această dată copilotul lui Flavius se află la volan, este vorba de Ioana Ignat. Ioana, Peugeot 206, clasa street, iată start în Time Attack de această dată pe un circuit, spun eu, în adevăratul sens al cuvântului, dedicat mașinilor. Povesteam mai devreme cu Alex și Alex mă întreba cum găsesc aderența privind partea asta de gumare a asfaltului și i-am spus că nefiind experimentat nu reușesc să-mi dau seama cumva dacă ar fi fost mai aderent în timpul sezonului sau nu. Spune-mi cum te simți, spune-mi cum te-ai adaptat, spune dacă ai remarcat cumva schimbări de la o manșă la alta și bineînțeles dacă ai scăzut constant din timp. Da, am scăzut constant din timp. Bună, Ștef! În primul rând, eu sunt prima dată la circuit cu mașina asta. Înainte am fost cu o Honda Civic, cu B16 și am mers timp mult mai tare. Acum mă acomodez cu un nou material de concurs, care într-adevăr este stock, e o mașină de stradă, dar mă bucur în continuare de el și de evoluția mea în campionatul acesta și sper să vin și cu alt material de concurs aici, cu o Dacia Logan de cupă. Momentan încă învăț. Îmi place foarte mult faptul că pot să fiu aici în calitate de pilot, pentru că acum 2 ani am fost inginer de cursă la echipa Blitzwolf Racing și contează foarte, foarte mult presiunea cu care pleci și temperatura gumelor. Contează foarte mult chestia asta. Asta vreau să te întreb, cumva tu ai cochetat cu lumea curselor și cu lumea mașinilor de competiție și văd foarte multe mașini cu roll cage, cu tot ce trebuie, cu toate acestea însă ieși la street. Recomanzi prezența cu o mașină de stradă? Crezi că este un început potrivit pentru asta? Da, cu siguranță, mai ales pentru cine este la început și pentru că este mai puțin costisitor. Într-adevăr, puțin mai târziu este recomandat să vii cu o mașină de curse în dată regulă, adică cu roll cage înăuntru, pentru că este alt feeling, altă siguranță și mai ales să nu stai într-un scaun de genul, să te plimbi prin viraje, dar pentru început și pentru cine nu are neapărat un buget foarte mare, este perfect. O să... orice fel de mașină. O să trișești și o să spun că n-am apucat să mă uit în clasamente. Cum stai la clasa 1 modele până în 1600 de centimetri cub? Sincer, nu știu, pentru că nu sunt afișate clasamentele. În schimb, eu mă lupt cu mine momentan, pentru că este prima dată când am venit cu materialul nou de concurs aici. Mă bucur foarte mult să ne vedem aici la start. Mult succes și în manșa secundă. Cred că acesta este motivul pentru care stai aici. Eu nu vom mai concura, am trecut la microfon. Venim însă alături de voi. Bine, mulțumesc frumos, succes și celorlalți. Da, iată, am mers la modelele de stradă, după cum vă spuneam, vom face o alternanță frumoasă și parcul tehnic ne permite asta cumva și că tot vorbim de experiență, că tot vorbim de modele de competiție, aș vrea acum să mergem în zona echipei Happy Snails din Bistrița Năsăud, deoarece Sorin Red este undeva acolo din spate. Ce mașină vedem, Alex, până atunci? Ei, să știi că, da, într-adevăr, asta e o mașină cu suflet și cu poveste pentru mine. Este mașina fostului meu coleg de echipă, al lui Vlad Teodor, din perioada în care SDS Rally Team era o echipă și o forță în campionatul național de Rally 2. Multe lucruri s-au întâmplat de atunci. Mașina asta probabil că este o idee mai rapidă, însă dacă ar putea povesti câte lucruri s-au întâmplat și prin câte variante a trecut, ar avea multe de spus. Până una alta vorbim despre rețeta aceea de succes cu motorul pe față, cu tracțiune spate, practic variantele alese în cursele de GT-uri, dar între timp, Ștef, avem interlocutor. Da, îl avem alături de noi pe Sorin Red, nu cred că trebuie să mai folosim numele de familie, fost pilot de drift, actualmente pilot ce deja, cred că de 4 sezoane sau mai bine, a făcut trecerea către circuit. Povesteam cu Alex mai devreme lucruri legate despre aderența circuitului, iar el mă întreba cumva pe mine dacă se simte cumva trasa negumată pe care o avem aici, fiind cumva început de sezon. Există diferență având în vedere că rulăm în martie față de momentul în care se aleargă în fiecare weekend sau lucrurile sunt relativ apropiate? Cum s-a văzut asta la tine pe cronometru? La mine s-a văzut destul de bine, să simte un pic, mai ales temperatura circuitului, că e mai scăzută și nu apucă cauciucurile să intre în temperatura de lucru, dar în rest e destul de binișor. Acum cam dau o secundă diferență față timpul meu de top, dar e ok și așa.
N-am apucat să aud ce ne-a spus Alex înainte. Știu că mașina pe care o conduci tu a fost prezentă la viteză în coastă, la raliu, ai adus-o pe circuit și parcă peste tot îi stă foarte bine. Chiar înainte să intrăm în live, am venit aici cu o serie de piloți care spunea că mașina merge foarte tare pe linia dreaptă și stă foarte bine în viraje. Ce modificări ai mai adus și, poate mai mult de atât, ce planuri ai cu ea pentru sezonul care, iată, tocmai a început? Față de cum a fost la VTM și la raliu, mașina e mult mai ușurată, alt motor schimbat pe ea și altă suspensie. În continuare vreau să mai dau jos din kilograme, că la motor foarte, foarte multe nu reușesc să mai fac să cresc puterea, dar sper prin a ușura mașina obțin timpii și automat și un pic de aero pe față, nu ar strica să compenseze cu spatele. Cum stai în clasament până în acest moment? Bine. Foarte bine, pe 1. Îți bine. Am fost pe 2, am schimbat cauciucurile, că știam că cauciucurile respective nu fac față. Așteptam 4 secunde, exact cum am crezut așa s-a și întâmplat și sunt foarte bucuros. Deci am găsit secretul, sunteți pe poziția secundă, schimbați cauciucurile. Sorin Redmureșan a fost pentru voi. Ne revedem și la start în cursa de sprint, cu siguranță. Cum spuneam, un experimentat deja al Time Attack-ului. Iată câte sezoane au trecut peste această mașină și parcă tot mai tare merge, în loc să îi se simtă vârsta cumva. Alex, până la urmă, de asta îți place și ție BMW-ul, nu? Măi, nu doar de asta, știi că pentru mine tracțiunea spate este în general modul de a transmite emoție celor de pe marginea drumului, chiar spuneam lucrul ăsta. Sub o formă sau alta mă dau la curse din 2008, lumea a început să mă cunoască și să vorbească despre mine începând cu 2016, când am mers cu mașina asta, când încă era gri la raliul Brașovului împreună cu Mihaela. Iată-o însă în alt context, iată-o aici, la fel cum spuneai și tu, în elementul ei practic, chiar și pe pistă, chiar dacă mașina a fost gândită esențialmente ca o mașină de raliuri și de viteză în coastă. Am văzut tracțiune față acolo în boxe, vedem propulsie, tracțiune spate, că o să ne tragă lumea de urechi, bineînțeles. Băi, nu spuneți așa, spuneți așa. Am vorbit și de mine cu tracțiunea integrală. Am vorbit și de tine cu integrală, deci iată că până la urmă chiar și lumea circuitului prin acest campionat de Time Attack se poate adresa oricui. Am avut clasa Street pe care ai reprezentat-o și tu, avem reglementate încadrările mașinilor de competiții în mai multe categorii, deci iată un eveniment complex care deschide sezonul competițional 2024 și care, spre surprinderea mea, trebuie să recunosc, aliniază foarte mulți piloți la start. Da, aliniază foarte mulți piloți și mai mult de atât, aliniază mulți piloți prezenți încă de dimineață cu dorința de a participa, așadar cumva foamea aceasta pentru performanță a venit foarte rapid și mă bucur să văd un parc absolut plin. Vreau însă să vorbim, da, și despre rezultate. Din păcate, iată, Bogdan Casian a avut parte de probleme astăzi la Nissanul Silvia, pe care iată l-a adus în premieră la Time Attack, o mașină care a alergat în campionatul național de drift, care a fost foarte performantă, iar Bogdan și el, un pilot cu experiență, acest an 2008, fiind prezent în campionatul național de raliuri, asta se întâmpla cu un Subaru Impreza în acea perioadă. Știu că nu e cel mai fericit moment, haide să vorbim un pic. Spune-ne ce s-a întâmplat, dar mai important de atât, eu mă bucur foarte mult să revedem o mașină de care ne-a fost tare, tare dor și de asemenea nici pe tine nu te-am mai văzut la curse de peste 10 ani, dacă stau bine să îmi aduc aminte. Spune-ne ce ai adus aici și până la urmă care sunt planurile cu bestia asta mică pe rost pe care ai adus-o la Motorpar România. Păi a fost foarte multă muncă să ajungem în momentul ăsta. Din păcate plecăm acasă dezamăgiți. Probleme la motor, probleme tehnice care din cauza că n-am apucat să testăm bine mașina. Sperăm că la următoare o să fie pregătită și să fie excelent. Înțelegem că mașina va rămâne pentru Time Attack, nu? Să sperăm că da. Să sperăm că da. Probabil mai multe modificări de Time Attack, aero și alte chestii, da. Momentan asta este și o să ne întoarcem. Sper că mai în forță. Bogdan, mie îmi pare rău doar că ne-am revăzut așa, mă bucur însă că ești din nou prezent în lumea curselor și cu siguranță ne vedem la următoarea etapă. Vă mulțumesc foarte mult, sperăm că ne vedem. Da, iată cumva, spun eu, un exemplu 100% japonez al Time Attack-ului. Știm că vorbim de o disciplină care a început acolo și Nissanul Silvia prezent aici pe traseul Motorpark România.
cumva e o imagine care ne aduce cumva aproape de casa acestui sport. Vorbind de experiență, vorbind de nume importante și nu putem uita de oamenii care sunt prezenți aici în fața și în spatele nostru. Încercăm treptat să-i aducem și pe lângă mașini pentru a povesti cu aceștia. Vedem că se lucrează intens cu membrii Oltenia Racing Club, iar alături de noi este cel mai rapid pilot al primei manșe, este vorba de Claudiu Ionescu. Nășicu, Claudiu, trebuie să spun că mă bucur să vă văd aici la start, la circuit. La voi se lucrează, însă știu că asta poate fi normal de multe ori, pentru că faceți diverse reglaje înainte de fiecare trecere. Spune-ne cum ești, cum sunt lucrurile și, bineînțeles, care sunt planurile pe sezonul ăsta? Am zis să ne dezmorțim un pic, am scos golful. Am fost la Rotac anul trecut cu el și am stricat-o, cutia s-a spart. Am terminat. Da, și am schimbat cutia, am pus alt tip de cutie, dar se pare că a cedat ambreiajul. Se pare că nu se putem participa la cursă de sprint. Asta este. Hai să le lăsăm pe astea rele deoparte, pentru că fierul e fier, o să se strice, lucruri din astea se vor întâmpla și s-au întâmplat decât lumea și pământul. Zi-mi cum se vede din punctul tău de vedere campionatul ăsta nou. E un lucru bun, e un lucru rău, e un lucru interesant. Ce mai trebuie schimbat, cu toate că vorbim de un început? Nu știu să zic exact, aurele mi-am făcut, dar de asta am și venit să văd. Plus că s-a legat cu track day-ul de ieri și am zis, hai totuși, dacă tot venim să testăm golful, am prins și vreme bună și am zis, hai să ne dăm și aici. Pare interesant, nu știu ce să zic referitor la cum se desfășoară, cred că e ok până acum. Ce să zic, ar putea să schimbe, nu știu exact, nu mi-am dat seama. Poate că cu timpii ar trebui puși grupele făcute într-o ordine cronologică a timpului, adică timpii cei mai slabi să fie o grupă dedicată lor și cei mai buni să fie, noi am fost împărțiți cam ciudat. Da, și în rest, nu știu ce să zic. Sper să aibă, aceeași organizare, pare ok, tot lumea dedicată, mi-a plăcut. Per total, am fost mulțumit. În măsura în care fierul merge, te vedem tot sezonul la Time Attack? Nu știu, pentru că e greu cu banii, că toți avem problemele astea. Vreau cu Loganul, vreau tot cu Loganul, vreau la RES, acum am învățat cu Loganul bine și aș vrea să câștig la RES. O să vin singur anul ăsta, sper să fac o figură frumoasă. Am înțeles, uite, vezi, e un exemplu de migrație așa între competiții, pentru că mașina asta am văzut-o și la viteză în coastă, am văzut-o alergând și aici pe pistă, așa cum le spune Claudiu, a gustat și din frumusețea enduranței și evident că acolo, chiar dacă competiția se desfășoară pe același circuit, este o cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Baftă multă să iasă lucrurile așa cum îți dorești și să ne vedem în continuare, pentru că în ceea ce ne privește, noi ne dorim ca de fiecare dată voi să ne dați motive să vorbim de bine. Noi să venim să facem ce putem și cât putem pe măsura materialului. Da, eu am făcut o figură frumoasă, nu m-aș să merg atât de tare. Cutia este bună, adică am nimerit-o de data asta și sper ca să țină motorul. În rest, și să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși le putem face pe toate. Dacă ține motorul și dacă suntem sănătoși, mulțumim frumos, Claudiu, dacă ține motorul și dacă suntem sănătoși, toate lucrurile merg bine. Uite, văd că a venit și Cătălin Țuțuian acolo lângă mașină și cred că este unul dintre oamenii care ne poate spune multe, atât despre ce înseamnă pilotajul pe pistă, cât și despre ce înseamnă abordarea unei asemenea competiții. Cătă, stai așa, nu fugi! Să nu se vadă secretele. Să nu se vadă secretele, da. Mi-aduc aminte de perioada în care puiul Rusu făcea un gest asemănător ori de câte ori te apropiai de mașina lui de concurs. Salut, Cătălin, bine te-am regăsit pentru a câta oară aici la Adâncata. Salutare tuturor. Nu știu, am 1000 oare și vor mai fi multe dăți în care o să ne întâlnim. Mă bucur foarte mult să ne vedem la Time Attack. Mă particip cu o mașină... Asta vreau să spun, că e o jucărie nouă. Ce e asta? Un croissant franțuzesc de 1.6, 16 valve, cea mai mișto mașină low budget, adică mașina face 2.00 cu cauciucuri uzate, la fel de performanță ca ultimul Typer care costă de 10.000 de euro, da? E foarte simplu.
Bine, acum mai în glumă, mai în serios, și tu ai o mare parte de vină în ceea ce privește timpii ăștia pe care mașina îi obține. Spune-mi care sunt planurile tale pentru, în ceea ce te privește acum la început de sezon. Pe unde ne mai întâlnim anul ăsta? Păi, planurile mele sunt un pic complicate. Nu am timp și pentru că nu am timp, de asta sunt aici. Încerc să fac time attack. Mie îmi place foarte mult circuit și stilul ăsta de pilotaj în care trebuie să mergi foarte curat și foarte perfect. Stil coastă, doar că fără riscuri. Și nu o să am timp să fac coastă sezon complet pentru că sunt mereu plecat. Deja eu am 5 etape anul ăsta. Am participat cu clubul meu la karting și nu o să am timp și atunci am zis ok, trebuie să fac kilometri, să mă dau, să mă simt bine. Cel mai low budget posibil, cel mai mișto, adică m-am dat o zi întreagă cu 20 de litri de benzină, 2.0 cu mașină de 1.6 și 161 de cai. Ce poate să fie mai mișto? Da, bine, pentru prietenii care ne urmăresc, chiar dacă venind din gura ta aceste vorbe pot semăna așa un pic ca glumă, până la urmă vorbim de o mașină de competiții pur sânge care aleargă într-un mediu absolut controlat. Spune-mi cum ți se pare inițiativa asta de a lua sau de a organiza și această competiție de tip time attack sub umbrela Federației Române de Automobilism Sportiv? Mi se pare foarte ok și foarte normal să fie așa, pentru că publicul doritor să participe dinspre stradă spre motorsport, primul pas este circuit și cel mai important, eu zic că este time attack, curse de sprint, după care să fie rally, coastă, anduranță și așa mai departe. Adică prima treaptă ar fi un time attack, o cursă sprint, o cursă de time attack, da? Și atunci este absolut normal ca și federația să organizeze și să facă treabă și să ofere șansa tuturor care vor să participe și să-și facă un viitor în domeniul motorsport. E o normalitate, din punctul meu de vedere. Da, e o normalitate și venind din partea ta, un om cu atât de multă experiență în toate ramurile motorsportului, pentru că sub o formă sau alta ai avut de-a face cu mai tot ce are patru roți și în țară și peste hotare, dacă e să folosim o replică din asta de mult apusă, e cu atât mai valoroasă. La Reșița, la coastă ne vedem. Eu sper. Deci și dacă nu voi fi eu, o să trimit mașina să fie acolo. Eu încerc să vin cu avionul de unde sunt plecat, măcar duminică să fiu prezent. Așa să fie. Mulțumim frumos, baftă multă, îmi pare bine că ne-am văzut și ce să zic, 2024 așa cum îți dorești. Mulțumesc, la fel. Să ne vedem cu bine. Ei bine, da, noi continuăm povestea campionatului național de time attack. Văd că Ștef tot aleargă pe aici ca să găsească interlocutori. Așa începe o poveste frumoasă aici pe pista Motorpark România. Ștef, cu cine mai stăm de vorbă? Vom sta de vorbă cu juniorii acestui campionat, deoarece vrem să vorbim și de aceștia. Vom sta de vorbă și cu instructorii lor. Voiam să fac o completare asupra ultimelor două interviuri. Îmi place foarte mult modul în care merge, iată, interdisciplinaritatea pe care o vedem aici. Pentru Cătălin Țuțuian vedem o fostă mașină de anduranță, modelul pe care Victor Ionescu alerga anul trecut în RES. Mai devreme și Claudiu Ionescu ne povestea, iată, de dorința sa de a merge și la anduranță. Lucrurile se îmbină foarte frumos și că tot vorbim de această îmbinare a disciplinelor, ei bine, mergem acum către doi juniori proveniți din campionatul național de îndemânare auto, unul dintre el cu tată prezent în campionatul național de viteză în coastă pe traseele montane și instruiți probabil de unul din cei mai buni piloți de raliuri pe care România i-a avut vreodată. Este vorba de Valentin Porcișteanu. Venim așadar acum alături în ordine de cel mai tânăr pilot al campionatului, alături de campionul de anul trecut de la Junior 2, iar alături de ei este, bineînțeles, și juniorul Vali Porcișteanu, instructorul lor. Vali, te văd zâmbind parcă mai mult decât în momentul în care reușești să câștigi o etapă. Înseamnă că lucrurile s-au desfășurat bine pentru voi astăzi pe circuit, nu? Păi îți dai seama când mai ai câteva secunde și ți-ai bătaie. Nu, oricum timpii au fost foarte buni. Am fost alături de ei, ne-a plăcut foarte mult. Ei s-au simțit bine pentru prima dată cu mașina asta pe circuit aici. Ar fi trebuit să concureze cu altă mașină, s-a întâmplat un incident ieri. Bine că am reușit să ne îmbinăm pe toate și mă bucur că am luat și eu startul, deși teoretic eu trebuia să fiu în dreapta, nu știu cum am ajuns la volan. În fine, mi-a plăcut experiența, deși mă așteptam la mai multă putere, evident, fiind obișnuit cu Evo, am cam plâns după putere, dar oricum am simțit foarte bine cu toată familia aici și toți cei care au fost prezenți s-au bucurat de o vreme foarte bună, a fost o cursă reușită. Eu am vorbit destul, să mai zic și ei ceva, că
Sunt viitorul. Ei sunt viitorul. Alexandru Lepădatu este prezent. Alex, să mă corectez dacă spun greșit, nu e așa, la vârsta de 12 ani. 11 ani, 12 neîmpliniți încă, pe circuit și iată, reușește să performeze cu acest Citroen C2 VTS. Vorbim totuși de campionul de anul trecut al clasei junior 1 din îndemânare auto și iată, o trecere firească și foarte bună se face acum. Alex, cum te simți? Știu că n-a fost ușor în trafic de multe ori, dar iată că pregătirea bună pe care ai făcut-o în ultimele două sezoane pare că se vede, nu? Da. Mi s-a părut foarte frumos astăzi. Mașina s-a comportat bine, a stat bine, a avut suficientă putere. Da, cât aveți voi nevoie și da. Cât aveți permis. Da. A mers foarte bine, poate mai puteam să mai, dacă mai aveam și manșa a treia, mai puteam să mai scad puțin. Alex, mi se pare că astăzi s-a făcut o trecere, tatăl tău, Grig Lepădatu, mergea cu un Citroen C2 la viteză în coastă, astăzi iată te-ai întors și tu la modelul pe care îl aducea și el în campionat. Cum te-ai acomodat totuși cu o mașină pe care nu o cunoșteai? Cred că e prima dată când mergi cu ea, nu? Nu, am mai mers la școala de pilotaj, la Pejmer, și acum a fost a doua oară, și a doua oară pe acest circuit de la Râncata. Oricum alte viteze destul de mari pentru vârsta lor, adică să prinzi 170 la oră în capătul unei depte cu o mașină de genul ăsta, eu zic că e mare lucru pentru ei. La Prejmer știi foarte bine circuitul, sunt viteze mult mai mici. Deci sincer am avut un pic emoții, îi știam, cunoșteam ce pot, dar mă gândeam la viteze și iată că am trecut cu bine. Deci eu zic că viitorul sună bine. Mergem acum la Andrei Tudor. În ceea ce îl privește pe Andrei, vorbim de un pilot de podium la general în campionatul național de îndemânare auto, după titlul obținut la Junior 2. Andrei, iată, vorbim de trecerea la circuitele mari pentru tine aici, vorbim de un sezon plin în ceea ce înseamnă. Spune-ne un pic cum au fost lucrurile, cum s-au întâmplat totul până la urmă în această nebunie frumoasă pe care am văzut-o și... dacă crezi că v-a încurcat sau a ajutat ceea ce s-a întâmplat strict din punct de vedere sportiv? Eu zic că a ajutat, pentru că o să prind mai multă experiență, o să pot să fac kilometri și atunci o să încep să mă perfecționez și poate după 20 de ani o să devin și eu cavale. Asta vreau să spun, voi doi faceți o echipă cumva, spuneți-mi, știu că planurile sunt mari pentru sezonul ăsta și deja ați confirmat amândoi, fiecare la clasele voastre, prin urmare, cred că adversarii voștri ar trebui să se uită destul de atenți. Anul trecut am fost campion național și eu și el, iar anul ăsta am decis să schimbăm puțin. O să mergem și în campionatul național de slalom paralel și în campionatul național de time attack, sub conducerea lui Vali Porcișteanu, și o să învățăm. Poate sezonul viitor o să învățăm și o să participăm și în alte competiții. Alex, Andrei, dacă ar fi să vorbim de viitor, care credeți cumva că ar fi, până la urmă, nu știu, disciplina voastră preferată în ceea ce privește cursele? Ați fost pe circuit, v-ați dus pe macadam, ați fost la îndemânare, prin urmare v-ați făcut deja o părere în mare. Așa, unde credeți că vă place cel mai mult? Aș crede că îmi place la raliuri, la macadam, este mult mai frumos, mai complex și oferă mai multă experiență de condus macadamul. Alex? Da, și mie mi se pare la fel ca Andrei, tot la raliuri, că e mai frumos și mai multă experiență, cum a zis și el, și e mai și mai greu decât la circuit. Să țineți minte numele astea două, Alex Lepădatu, Andrei Tudor, sunt nume de care cu siguranță vom auzi și vom auzi de bine în viitor, confirmă Vali Porcișteanu de aici, din spate, ceea ce înseamnă că lucrurile chiar se desfășoară exact așa cum ar trebui să fie. Mult succes, băieți, ne vom vedea de multe ori sezonul acesta și sunt sigur că de fiecare dată cu rezultate bune. Vali, de asemenea și pentru tine urmează un sezon plin și un sezon în care, iată, îți menții și rolul de mentor și din când în când probabil vei mai și participa, nu? Da, vreau să mergem și la Super Rally neapărat, știi foarte bine că am îndrăgit disciplina asta, vreau și la raliu să vedem în funcție de ce vor face și ceilalți de la Cupa Dacia, pentru că îi avem pe Militon, pe Ghiban, să vedem exact ce program vor avea, în funcție de ei ne vom ghida și noi. Sper să mergem cât mai mult, dar activitatea principală cred că în acest sezon va fi la slalom, pentru că avem spre 5 copii, la 11, 13, 14 ani sunt copii, și plus câștigătorul de la pilot de curse, care va fi desemnat săptămâna viitoare, mai foarte puțin, și deja ne pregătim, pentru că trebuie să-l pregătim și pe el pentru prima cursă și să ne vedem la Sibiu.
Se întâmplă numai lucruri bune și asta mă bucură. Încă o dată, felicitări și sunt sigur că o să vedem mult de tot și în formă maximă pe junior. Că șef vorbește toată ziua la microfon, să-i mulțumim și noi pentru că el este acolo, el vorbește frumos de fiecare și Alex. Ia vină cu acești tu, ia, hai, treceți la interviu. Deci acești doi băieți frumoși spun foarte multe lucruri drăguțe despre noi și am apreciat de fiecare dată că și noi ne uităm la live-uri, că suntem acolo în mașină cu casca în cap, ne dăm jos după ce terminăm proba specială și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru acest fenomen și că susțineți, pentru că orice vorbă bună, orice cuvânt bun pe care îl spuneți acolo contează și pe noi ne face mândri și cred că dacă avem oameni care sunt pasionați și vor să se dedice total, atunci putem face performanță maximă. Mai mult de atât n-am ce să mai zic, mai zic. Mulțumim, Vali, mulțumim, băieți, încă o dată. Mergem în parcul de service și ne bucurăm, spun eu, Alex, iată, de diversitate. Da, știi ce, mă gândeam în momentul în care Vali spunea că o să-l vedem anul ăsta la slalom mai des decât la alte competiții, mă gândeam fix la ce spuneai tu legat de interdisciplinaritatea începutului acestuia de sezon. Practic vorbim de un om care a fost trup și suflet lângă campionatul național de raliuri, a ajuns să fie o legendă a sportului nostru prin ceea ce a făcut în acest campionat, campionul inimilor, așa cum este el cunoscut. Ei bine, lângă mașina lui Claudiu Ionescu, vedem și audiul cu care Ștef a alergat în cursa de street, care a avut loc o idee mai devreme. Este pentru prima dată când a avut contact cu mașina și uite că mai agățat pe cineva. Da, în acest moment trecem poate nu doar la partea de motorsport, ci și la partea de viață. Trebuie să-i urăm la mulți ani lui Dragoș Cristea. Este ziua lui și ziua inițial a fost plănuită să-și o petreacă cum a fost mai frumos la circuit. Uneori însă socoteala de acasă nu se potrivește chiar tot timpul cu cea din târg, dar Dragoș, mai bine povestește-ne tu mai multe despre ce jucărie ai în spatele tău, ce planul ai până la urmă cu ea, dar și cum a fost ziua de astăzi, că știu că a fost una cu peripeții. Da. Păi, astăzi, în primul rând, mulțumesc. În al doilea rând, astăzi a fost o zi frumoasă. Am mers destul de bine, consider eu. Un timp respectabil de 2.07. Din păcate am avut și probleme tehnice care ne-au adus în punctul în care suntem acum, cu o mașină care nu mai este aptă de competiții, pe care o vom pune în momentul de față pe platformă și o vom duce acasă pentru reparație. Acum voiam să mă uit să văd totuși care este situația la Junior Start, deoarece, așa cum bine știm, contează cel mai bun timp din întreg weekendul. Știu că pentru voi de fiecare dată este un obiectiv și stabilirea de kilometri, însă pe partea cronometrată lucrurile sună bine. Da, este destul de bine. Din cauza problemelor tehnice de mai devreme nu am apucat să fac un tur cum mi l-aș fi dorit eu, iar turul cel bun a fost descalificat din anumite probleme, deoarece nu a considerat regulamentul că a fost ok ce am făcut și mi-a descalificat timpul. Dar în rest este ok, din câte știu eu aș fi pe locul 2 la clasă. Dragoș, sunt multe lucruri frumoase în fața voastră, vorbind de fapt de o întreagă familie dedicată sportului cu motor. Alex merge săptămâna viitoare în campionatul de anduranță, tatăl vostru Alin Cristea este și el prezent adesea în cadrul campionatului național de viteză în coastă. Mă bucur să te văd aici și mă bucur să revăd această mașină de care trebuie să spun că mi-era și mie un pic dor. Ne revedem la următoarele etape, nu? Da, normal. La mulți ani încă o dată, în primul rând, să te bucuri de această vârstă faină și cu siguranță ne vedem performanți pe circuite. A fost Dragoș Cristea așadar pentru noi, parte și el, trebuie să menționăm și asta, dintr-un proiect de junior, pentru că au apărut foarte multe proiecte dedicate celor tineri și oamenilor care cresc până la urmă în această lume. Avem Crepelca Junior Motorsport, avem Vali Porcișteanu Racing, îi avem pe cei de la Junior Motorsport în zona parcului tehnic și iată lucrurile merg cât se poate de bine mai departe și asta nu poate decât să ne bucure. Prietenul nostru Alex Rostoschi este și el prezent aici în zona de interviu. Vom încerca să ajungem la cât mai mulți oameni. Bogdan Anghelea cu Suzuki Swiss Sport este prezent alături de noi. Alex, luăm interviu deodată? Acum, tocmai am încheiat, prin urmare, vorbim de un pilot în formă în ceea ce privește partea asta de vorbit. N-am apucat să mă uit pe timp în ceea ce privește partea de circuit. Pentru tine vorbim de titluri în
îndemânarea auto în super slalom, după care am făcut trecerea aici către Time Attack. Spunem, lucrurile par foarte competitive când vine vorba de Suzuki Swift și pare că această clasă Swift Cup ți s-a potrivit mănușă în ceea ce privește Time Attack-ul. Cum ești, având în vedere că ai și experiență pe circuit? Sincer, asta am menționat și la interviul anterior, faptul că m-am trezit că vine pe mănușă cupa monomarcă pentru Suzuki, nu o zic neapărat că este un noroc. Din prima instanță, Suzuki-ul în sine este e o platformă foarte bună, odată pentru debutanți. N-ai neapărat foarte mult, că ai putere, dar șasiul îți permite o cinematică foarte bună și asta se vede odată la ce rezultate am avut când am participat la îndemânare auto și super slalom. Și acum, mai departe, e cea mai bună platformă pe care poți să evoluezi în momentul în care te dai pe circuit. Ușor, șasiul îți permite să te joci cu el, să înveți trasele și de acolo mai departe să simți tu ce se întâmplă cu mașina în momentul în care vrei să forțezi limitele. Și iată că, exact așa cum spuneai, toate aceste elemente au adus deja multe Suzuki-uri în parcul tehnic. Spune-ne dacă te vedem și la sprint, spune-ne care sunt planurile acolo. În principiu, da, vreau să mă dau la sprint. Acum, na, cât mai mult timp la volan e cât mai frumos, mai ales pe circuit. Și pe lângă asta, experiențe în care să fie luptă roată la roată, n-am mai apucat decât de cam 2 ani, cred. Deci mă mănâncă palmele pe scurt. Noi de-abia așteptăm să te vedem, ne uităm acolo pe clasamente, mult succes, mergem pe aici prin parc, povestim cu toți piloții și mă bucur să revăd oameni care nu m-au mai văzut de ceva timp aici în cadrul campionatului național Time Attack. Mulțumim încă o dată, mergem pe aici prin parc, vedem tot felul de modele foarte frumoase, vedem piloți performanței circuitului, vedem instructori diversi, vedem oameni care se dedică până la urmă circuitului viteze în coaste, tuturor disciplinelor pe care le avem sub această aripă a Federației Române de Automobilism Sportiv. Când vorbim însă de performanță în Time Attack, Alex Six Dăianu este un nume care deja a confirmat. Anul trecut am avut victorie după victorie pentru tine la Club Pro și iată, acum ne întâlnim aici în cadrul campionatului național de Time Attack. Alex, știu că a fost un weekend cu mici peripeții, să spunem, dar ai obținut cel mai bun timp în manșa secundă. Spune-ne un pic cum te simți, spune-ne un pic cum arată lucrurile din punctul tău de vedere și de ce nu, care sunt planurile pentru cursa Masters în cazul în care vei alerga acolo. E o plăcere tot timpul să discutăm noi doi. Cum să zic, cursa de ieri a fost o cursă de antrenament, mai mult un fel de track day. Ne-am pregătit pentru astăzi. Astăzi am sperat să fie un pic mai multă concurență, dar așteptăm. Poate data viitoare se va face un pic mai agitate apele. Și că vorbeam la început, poate nici șapca nu te ajută foarte mult. Da, șapca e o problemă așa personală. Îmi place, da, discutăm aceste aspecte la curse. Asta e treaba. Adică eu vin tot timpul cu latura tehnică, știi, văd că ești de ceva vreme ofertant de servicii în domeniul ăsta al motorsportului, lumea poate apela la tine pentru mașini de competiții. Asta, în schimb, este, nu aș spune o ciudățenie, dar este o curiozitate a lumii auto, așa că spune-ne și nouă ce avem aici în spatele nostru. Da, e o întrebare care, na, și eu așteptam de mult, multă lume mă întreabă, e un Peugeot 407, o mașină mare, o limuzină, toată lumea. Asta e partea care se vede. Da, da. Mașina a fost pregătită de Peugeot Motorsport, au fost făcute 7 bucăți pentru campionatul mondial de turisme. Pe partea tehnică, mașina a rămas exact cum a venit de la fabrică. Iar pe partea de motorizare avem un 2000 TFSI. Adică 03. Tot sufletul tău de... Da, 2000 TFSI de Audi, cu plată la o cutie DSG cu blocant. O motorizare care dezvoltă momentan 243 de cai. Este de ajuns pentru deplasarea mașinii și se mișcă foarte bine. Am încercat o mărire de putere, dar cred că o să fie un pic o neînțelegere cu ea pe varianta de aderență. O să trebuia să trecem și la partea de slick. O să avem pregătit slick-uri. Ești unul dintre piloții care a alergat pe adâncata foarte multe tururi și am mai întrebat lucrul acesta. Se simte că suntem la început de sezon? Se simte că pista nu e gumată, că eventual e praf rămas după iarna care a trecut? Sau avem aceeași aderență cu care ar trebui să fim obișnuiți de la jumatea sezonului încolo? Pe din punct de vedere al aderenței, cu toate că a fost o săptămână ploioasă, ieri fiind o zi foarte aglomerată pe partea de trafic, cred că s-a depus foarte multă gumă pe circuit și pe partea de aderență este chiar ok.
Deci în momentul de față chiar pista este foarte aderentă. Deci să ne așteptăm de la performanțe și la viteză și eventual și timp foarte bun, chiar dacă vorbim de un început de sezon, nu? Da, fără probleme, circuitul se prezintă foarte bine, aderență este, dar rămâne probabil dezmulțirea de după iarnă până îți mai revii un pic, până te mai revigorezi, să fie ok. E bine, să vină dezmulțirea repede, să vină viteza și performanța. Mulțumim, Alex, baftă multă și ne mai vedem. Sezonul e lung. E bine, continuăm plimbarea pe aici prin parcul de service și din nou revenim la acea idee de sportivi care au migrat între discipline. Avem exemplul lui Dragoș Bâzoi și frumosul său Renault Megane, mașină cu care eram obișnuiți să îl vedem în campionatul național de viteză în coastă, dar care iată că vine și ni se alătură aici la pistă. Salutare! Salut! Ce cauți aici? Salut! Păi ce să fac? Am venit să mă încălzesc puțin. Pentru tot campionatul de Time Attack, anul ăsta fac o pauză la coastă și ne distrăm aici. Păi ce, oricum, eu am început pe circuit și am zis să mai fac și o pauză la coastă. Am înțeles. Spune-mi strict din punctul tău de vedere, diferă cu ceva pregătirea unei competiții pe circuit față de ce făceai la coastă? Nu știu, din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, absolut oricum, sau e doar o cursă ca oricare alta la care ne aliniem la start și vedem ce reușim să facem? Păi diferă. În primul rând, aici avem decât o zi față de coastă, care acolo aveam 3 zile. Și mental, și psihic, și mai multe. Diferă. Circuitul e circuit, coasta e coasta. Fiecare are farme cu ei. Exact. Dragoș, mulțumim frumos! Vali Dobre, din nou Renault. Parcă tot turbo, dacă e să ascult eu bine. Te întreb și pe tine același lucru. Tu ce cauți aici? Că eram obișnuit să vedem mașina ta pe traseele campionatului național de viteză în coastă, dar iată că pentru că startul campionatului de viteză în coastă întârzie, ne vedem aici. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit pe amândoi! Teoretic, mașina mea este pregătită pentru circuit. Am cumpărat-o de la circuit. La coastă, fiind turbo, are foarte mari laguri, deși am mers continuu cu ea, am încercat să găsesc o rezolvare. E un pic mai greu. Ea fiind turbo, nefiind din fabrică, automat mergi la o clasă foarte, foarte mare. Foarte mare și nu poți să mergi cu celelalte mașini. Nu se compară, dar dacă ea este modificată, asta e regulamentul. Dar la circuit, de unde a venit ea, este primul Time Attack organizat. Am mai venit la Track Day, dar vreau să spun că e senzațional. Mașina e în regulă, nu există laguri, mașina e perfect aici. Aici ar fi trebuit să, nu știu ce, am căutat eu până alte părți și m-am tot chinuit cu ea să mai... Bine, tu ești și am vorbit despre mașină. Spune-mi cum te simți tu. Unde ți-e sufletul mai aproape? Aici, pe pistă sau pe traseele de viteză în coastă? După experiența de astăzi, pot spune și kilometri parcurși pe circuit, încep să cred că aici este ca în suflet. Am înțeles. Bun, deci ne mai vedem aici în cadrul campionatului de Time Attack. O să mergem la Mureș, e un traseu mult mai interesant decât Adâncata, e un lucru pe care toată lumea îl spune aici. Suntem până la urmă într-o câmpie, este totul plan, acolo avem diferențe de nivel. Te întreb și pe tine aceeași poveste. Cum se abordează o cursă pe pistă diferit față de o cursă de viteză în coastă? Din punctul meu de vedere, mașina fiind foarte puternică, trebuie la circuit, mergi mult, faci mulți kilometri, un 5 foarte, nu se compară cu coasta, ai urcat 4 km și cam gata. Toată ziua 20 de kilometri. Eu tind să o menajez puțin aici, deși am mers cu niște timp foarte buni pentru mine, spune, chiar 5 la general astăzi, adică e destul de ok, da. Pe circuit soliciți foarte mult mașina și pe tine te soliciți foarte mult, da, este e mai dificil decât la coastă, dar nu e
foarte interesant, foarte mișto, îmi place rău, da. E bine, dacă ție îți place, să știi că lucrul ăsta se vede, pentru că am remarcat cumva că în momentul în care atunci când ești fericit în mașina de curse, cumva lucrul ăsta transcede dincolo de cască, dincolo de mașina de competiții și se vede către public. Mulțumim frumos, baftă multă, se vede și pe timp, evident. Locul 5 în mașa secundă. A spus chiar el lucrul ăsta. Până la alta, mulțumim frumos, Vali, să ne vedem unde ne vom vedea, pentru că noi vom fi peste tot pe unde Federația Română de Automobil Sportiv. Total, dar nu renunț total la coastă, dar cu siguranță nu va mai fi sezon complet. Mă voi împărți și cu circuitul. Mulțumim frumos, baftă multă! Noi ne continuăm plimbarea pe aici, prin parcul de service și mai devreme vorbeam cu una dintre familiile frumoase ale motorsportului românesc, cu familia Cazacu. Și când spun familie, mă refer la o familie întreagă, pentru că tată, mamă și fiu sunt aici alături de noi, dar de data asta, Ștef, te rog, mergi tu și întreabă, pentru că am aflat deja tot. Dar totul se întâmplă în familia asta, remarcam, familia Cazacu este prezentă în prim plan, familia Pleșa imediat pregătește modelul Honda Civic. Am fi vrut să vorbim și cu Alex, dar pare că este concentrat acolo, nu e regulă, nu? Leo, până atunci, spune-ne însă, trecem la partea familiei și spune-ne un pic, în primul rând, cum te-ați luat decizia să veniți la Time Attack, pe voi regăsindu-vă de obicei la raliu și la viteză în coastă? Știu că fiecare kilometru contează pentru vârsta lui și spune-ne un pic și ce mașină mai găsim aici, pentru că știu că aduceți modificări în permanență pentru a obține performanță. Salutare! Știți foarte bine că anul trecut am schimbat motorul, am pus un motor, permițându-i vârsta, am pus un motor turbo și încă nu era chiar foarte bine testat și am zis că sunt două lucruri bune. Una, să se dezamorțească el pentru Râșnov și Harghita și a doua, să testăm pur și simplu mașina, să vedem punctele slabe. Totul e în regulă, zic eu, până acum. Sper să ne întâlnim la Râșnov, Harghita și să facem, având în vedere că el e cu bacalaureatul anul ăsta, e posibil Clujul să o ratăm ca și raliu. E posibil, zic. Da, face posibilul să merge și la Cluj. Dacă... Am trecut la lucruri foarte serioase acum, am trecut la partea serioasă, de aici planurile rămân pentru viteză în coastă și raliu. Vreau însă să mergem alături de Alexandru să vedem cum i-a plăcut partea asta de circuit și să vedem dacă planurile se mai pot schimba din acest punct de vedere. Alex, am ajuns, iată, aici alături de voi. Vă văd în echipaj, să înțeleg în primul rând că vă vom vedea și la raliu împreună în acest sezon. Asta a fost întrebarea preliminară. Spune-ne însă și cum îți place pe circuit, deoarece știu că e experiență relativ nouă pentru tine. Asta e prima oară pe circuitul ăsta. Bine, acum pe la vreo 13 ani, încă de mai mergeam la Time Attack. Mi-am și uitat regulamentul acum, nici mai știu. Dar am venit mai mult pentru antrenament aici. Ne pregătim pentru viteza în coastă cu mașina asta și încă în teste. Dar deocamdată merge foarte bine mașina. Îți place circuitul? Simți că aici te regăsești cel mai bine sau pe traseele de viteză în coastă sau pe probe? Sincer, mai bine pe viteză în coastă, dar circuitul ăsta e chiar fain, adică na, ne-a ajutat să testăm mașina. E super! Alex, revin la prima întrebare. Vă vedem în echipaj pe parcursul sezonului de raliuri? Aia da, clar. De-abia așteptăm, mai este o cursă pentru voi, dacă nu mă înșel. Mergi și roată la roată, nu? Da, dar acum n-ai, asta pentru prima oară, să vedem cum mă descurc, acum nu știu. Mult succes acolo și de-abia aștept să revedem în toate competițiile. Baftă, Alexia, baftă, Alex, revedem, iată, această Skoda superbă. Mihai Pleșa a repornit motorul și vedem cumva cunoștințe din toate domeniile ajuns aici pe circuit. Mihai, nu știu dacă ai timp să ne acorzi câteva cuvinte, văd că se lucrează în permanență, ne-am întâlnit la rallycross, ne-am întâlnit la slalom paralel, ne-am întâlnit la viteză în coastă, mai avem nevoie să ne vedem la raliu și la off-road și deja am bifat toate disciplinele, dar acum suntem pe circuit. Îmi spuneai în momentul în care am ajuns aici că te simți ca acasă la Motorpark România, se confirmă lucrurile și în momentul în care, iată, am trecut treptat prin mașinile de concurs. Da, am încercat să ne adaptăm mașina la condițiile de circuit. Am avut ceva probleme la frâne de la început. Nu prea am pus accent noi pe frâne la coastă. Fiind mașina de coastă, nu avem nevoie de frâne atât de mult ca aici. Acum încercăm să vedem ce facem în cursa master cu mai multe lume pe circuit. Asta voiam să întreb. Fiind învățat de la rallycross, cum vei aborda lucrurile având în vedere că acum suntem pe suprafață diferită și la viteze mai mari?
Este prima oară când merg pe circuit cu mai multe mașini, să zic așa. Clar nu va fi aceeași abordare ca la rallycross, ținând cont că este pe asfalt, dar încercăm să ne adaptăm, nu e problemă. Ne adaptăm din mers. Mihai, n-avem nevoie de rezultate, vrem doar să ne adaptăm, nu căutăm ceva. Lucrurile încep, ne revedem în grilă. Alex, ne pregătim de cursele Masters și vom merge deja în grilă, pentru că partea serioasă de acțiune pe care o puteți urmări și voi acasă pe live, ei bine, de-abia acum începe. Până în acest moment, pe circuit, i-am avut pe cei din cadrul clasei Street, am văzut mașinile campionatului național de Time Attack, mergem în grilă, ei bine, lucrurile se pregătesc să fie încinse și serioase, trecem la roată la roată, trecem la două curse spectaculoase și vorbim aici, după cum vă spuneam, de această întrecere Masters și de acest concept pe care, iată, Time Attack-ul îl preia mai departe pentru a aduce un plus de show în această competiție. Până când însă modelele vin acolo pe traseu, vreau să mai ajungem într-o zonă. Vorbeam de oameni dragi, ne întoarcem un pic, mergem la modelul Dacia Logan. Vorbeam de familii, vorbeam de instructori, am fost prezenți mai devreme alături de Vali Porcișteanu și de elevii săi. Mă bucur să văd că, iată, și campionul, atenție, anului în care eu m-am născut, campionul 1996 de raliuri absolut, George Grigorescu, este prezent aici și este prezent alături de Mihai Botea pentru a împărtăși din cunoștințele sale, bineînțeles, alergând românește. O premieră pentru mine, pentru că este primul star la Time Attack. Se cam vede că ne obișnuim puțin cu programul și cu schimbările neprevăzute de program, dar experiență bună pentru Matei, mai ales că peste două săptămâni va lua startul la cursa de anduranță. Așa că astăzi a fost o zi de antrenament, a mai dat jos o secundă pe tur, ceea ce este foarte bine. Era loc și de mai mult, dacă mai făcea măcar în comașe, conform programului. Și cu siguranță mai dădea jos încă o secundă, dar suntem în faza în care contează progresul propriu și nu timing-ul, timpul față de ceilalți concurenți. Adică așa învățăm pe viu și bun, am practicat împreună, știi că ne-am văzut și pe zăpadă la Prejmer, am mers și acum 3 săptămâni pe Macadam. Și pregătim formarea. Iată, suntem acum prezenți pe circuit. Din ce am auzit însă, lucrurile, și cum le-am văzut de altfel, au început pe multe suprafețe. Urmează anduranță, urmează o competiție diferită. Spune-mi însă, unde crezi că se vor îndrepta pașii tăi și până la urmă, care este locul preferat și cât de mult contează aportul pe care George îl aduce în mașina de concurs pentru tine? Păi, asta, pe acum am fost, după cum zici voi, la Time Attack. Eu aș vrea să încep să fac raliu, poate dacă am noroc și la campionatul mondial. George m-a ajutat foarte mult azi, m-am luat puțin de el la un viraj, când m-a enervat puțin, că mi-a zis că să-mi țin trasă și am înțeles altceva. Deci, îmi cer scuze. Dar și a fost bine azi. Mașina a avut niște probleme, ce puțin cu roata asta, din ce am înțeles. Dar totul a fost bine. Mă bucur, iată că totul a fost bine. Lucrurile merg mai departe. Ne mai certăm, ne mai și distrăm în mașină. Și asta e frumos. Da. Te așteptăm aici să fii cu noi și peste două săptămâni. Nu știu încă dacă o să ajungem, dar vedem. Până atunci rămânem însă cu picioarele la Time Attack, pentru că ne pregătim de cursă pe circuit. Le mulțumim încă o dată lui Matei Botea și George Grigorescu. Le mulțumim tuturor oamenilor ce au fost prezenți aici și ne cerem scuze sportivilor alături de care nu am reușit să fim în această primă serie de interviuri, dar partea aceasta de prezență la boxe va continua, așadar vom apuca să discutăm pe parcurs cu toți sportivii. Pentru a discuta însă, iată, acum facem trecerea către grila de start, deoarece ne pregătim într-o cursă în dulcele stil clasic al circuitului, de o cursă roată la roată, iar din acest punct de vedere, ei bine, lucrurile vor fi foarte interesante, deoarece vorbim de o serie de sportivi ce au experiență când vine vorba de acest parcurs. De asemenea însă vorbim și de o serie de sportivi ce cumva își
încep această, acest periplu, să spunem așa. Primim acum informația, vom avea o singură cursă master, așadar vom avea patru tururi decisive pentru voi pe care le vom aduce în direct. Asta înseamnă că vom acumula pe circuit toate modelele de curse rămase și urmează să ne întrecem în adevăratul spirit până la urmă al curselor pe circuit și nu ne vom mai lupta cu timpul pe care, iată, am încercat să-l doborâm etapă de etapă. Vreau să trecem și prin clasamentul pe manșe. Vă spuneam, cei mai buni timpi, da, au fost împărțiți de către Alexandru Deanu, respectiv de către Claudiu Ionescu, oameni pe care cel mai probabil ar trebui să-i vedem și în prima linie. Din păcate însă, Claudiu Ionescu nu cred că a reușit să-și rezolve problemele tehnice. Vom merge pe grilă și vom vedea acest lucru. Până atunci, iată, lucrurile se pregătesc aici serios și vom avea parte, așa cum este și normal, de o plecare de pe loc din grilă. Directorul sportiv, organizatorii sunt prezenți alături de noi. Îl avem și pe Eduard Bârloiu, pilot cu multă experiență în ceea ce privește această luptă roată la roată, prezent alături de noi. Alex, suntem pregătiți, spun eu, pentru, poate nu cel mai important, dar cu siguranță cel mai spectaculos moment al weekendului. Da, cu siguranță un moment spectaculos, cu siguranță un moment care ne va ține în suspans, dacă e să ne referim fie doar la startul acestei etape. Știm că și în cursele mari și în cursele de Formula 1, de exemplu, momentul startului este unul foarte important. Pe de altă parte, dacă e să ne referim la vreme, eu fac tot timpul referirile astea la aspectele tehnice, am făcut-o... Deja ne știm părțile fiecare. Ne știm părțile fiecare, da, până la urmă, nu mai trebuie să-mi cer scuze pentru asta. Deja să știți că aici la Adâncata începe să se lase puțin răcoare, nu mai putem vorbi de temperatura asfaltului, ea nu mai trebuie luată în calcul decât în ecuația că este un asfalt rece, așadar în măsura în care anvelopele sau alegerea anvelopelor poate face un subiect de discuție, vorbim de anvelope soft, întrucât vorbim și de o cursă de sprint de doar 4 tururi, așa cum spuneai tu, 4 tururi a 4 km, să spunem, undeva în jurul a 16 km competitivi. Roată la roată, așa cum le stă bine curselor pe circuit, într-un nou campionat și cu o poveste nouă care începe să fie scrisă aici pe motorpark. Am văzut piloți din campionatul național de raliuri, am văzut piloți din campionatul național de viteză în coastă, am văzut piloți dedicați lumii circuitelor, dacă este să ne referim doar la Cătălin Țuțuianu, cu care am vorbit mai devreme. Evident, el un polisportiv în ceea ce privește performanțele din lumea vitezei, pentru că ori de câte ori se află la bordul mașinii de concurs, furnizează viteză și performanță. Ștef tot caută pe acolo tot felul de informații. Da, suntem la Adâncata, ne bucurăm de un nou început, ne bucurăm de vreme bună după o perioadă destul de lungă de vreme urât aici în apropierea Bucureștiului și ne pregătim ca dintr-un moment în altul mașinile să-și facă apariția aici pe grila de start. Da, și dacă tot avem acest moment de respiro, mi-aș dori să le mulțumim și oamenilor ce fac disponibil acest campionat. Vorbim de parteneri importanți, vorbim de o mișcare ce, iată, prinde un avânt puternic. Și asta am observat și interviurile pe care le-am avut la începutul acestei transmisiuni, oamenii având o părere bună în general despre ceea ce s-a întâmplat aici și o parte din ei chiar îndrăgostindu-se din nou de circuit, dacă stăm să ne aducem aminte de momentele pe care le-am avut anterior. Vorbim de etapa întâia campionatului național Time Attack, desfășurată bineînțeles aici la Motorpark România. Vorbim de o etapă organizată de către clubul CSA Sibiu Motorsport și de asta spuneam cumva cu ghilimelele de rigoare că Sibien sunt acasă și aici la Adâncata, organizată și prin preajprisma circuitului Master Speedway din Sibiu, etapă susținută de către Anadolu Automobil Rom, Green Transport și de asemenea o etapă în care avem oficial pe afiș echipe importante în susținerea disciplinei. Vorbim de Raul Badiu Racing, echipa pilotului ce a reprezentat România pentru două sezoane în campionatul mondial de juniori de raliuri. Raul fiind și el prezent aici alături de
elevi, alături de oameni ce se află cumva la un început sportiv și își doresc să progreseze. De asemenea, îi avem prezenți ca parteneri oficiali și pe cei de la Vali Porcișteanu Racing. Cu Vali am discutat mai devreme, face parte din comisia de Time Attack, este și el prezent trup și suflet și weekend de weekend alături de sportivii ce alergă în competițiile naționale. Evident, vorbim de o competiție desfășurată sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Până la urmă, acea entitate ce, iată, înclobează tot ceea ce înseamnă motorsport național de înaltă calitate, după cum spuneam, campionatul acesta fiind o premieră inițiată cu ajutorul celor din FRAS. Evident, fiind vorba de o federație, vorbim și de susținerea celor din Guvernul României prin Agenția Națională pentru Sport. Vorbim de sportivi în adevăratul sens al cuvântului, vorbim de sport, iar acest lucru este 100% normal și atunci când adăugăm cuvântul motor în fața a ceea ce am adăugat anterior. Și de asemenea le mulțumim și prietenilor de la stickitsibiu.ro pentru faptul că arătăm bine aici pe circuit și nu noi personal, bineînțeles, nu trebuie să fim lipsiți de modestie, dar mașinile pe care le-am văzut aici, le-am văzut colantate și le-am văzut, spun eu, bine pregătite pentru această disciplină, cu toate că pentru, cred eu, aproape jumătate de pluton, vorbim de o experiență nouă. E bine, da, într-adevăr, este o experiență nouă pentru mulți dintre sportivi, pentru marea majoritate însă vorbim de acea dezmorțire după perioada de intersezon, însă așa cum spuneai și tu, cu foarte mici incidente inerente începuturilor, lucrurile au arătat bine până acum. Sperăm ca vârful de lance a ceea ce se întâmplă în acest weekend, respectiv această cursă, să fie momentul și să ducă suspansul la cote maxime. Vedem acolo în zona de pe start că mașinile se pregătesc să se alinieze pe pistă, vor parcurge un tur de formare și își vor lua locurile aici în grila de start. Vom mai sta împreună cu voi în această formație puțin până când mașinile vor ajunge aici, după care, evident, fiecare dintre noi sportivi și comentatori își vor face ceea ce știu mai bine să facă. Noi ne vom lua locul în cabina de comentariu iar și vom ceda scena sportivilor. Haide că tot avem un moment de respiro și pentru că aminteai că suntem sub umbrela Federației Române de Automobilism Sportiv, să facem o referire și la ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat, pentru că, așa cum spuneam, lucrurile au început aici pe pista Motorpark România la Adâncata, însă vor continua într-o avalanșă de evenimente. Practic, haide să le spunem prietenilor noștri ce urmează să vadă în acest sezon. Da, așa cum știm deja mai bine de 5 ani, când vine vorba de Time Attack, avem două circuite. Vorbim de Motorpark România, vorbim de Transilvania Motor Ring, iar acest nou concept până la urmă, pentru că putem să-l numim așa, va merge către ambele circuite. De asemenea, că tot povesteam și de echipa organizatoare, vorbim de cei de la CSA Sibiu Motorsport. Ei bine, pe lângă campionatul național de Time Attack, aceștia se vor ocupa și de păstorirea campionatului național de slalom paralel. Acest lucru formând cumva o arie completă de dezvoltare pentru juniori, dar și pentru cei ce își doresc să performeze. Avem exemplul lui Andrei Tudor, avem exemplul Alex Lepădatu, avem exemplul lui Alexandru Pârvu, iar exemplele pot continua în ceea ce îi privește pe sportivii noștri. Vorbim de piloți ce au început în slalomul paralel și iată, au venit și aici pe asfalt în cadrul campionatului național de Time Attack. În ceea ce privește disciplina ce se desfășoară pe Macadam, cea de care povesteam anterior, aceasta se va desfășura în acest sezon la Sibiu, pe circuitele Master Speedway, pe circuitul din cartierul Ștran și în premieră la București, în zona Ciolpani, lângă București, iar acestea pregătesc piloții pentru următorii pași, de ce nu, naționali sau internaționali. Putem vorbi aici de raliuri, putem vorbi aici de viteză în coastă, putem vorbi aici de circuit, lucrurile sunt nelimitate, însă ceea ce se formează frumos sub această umbrelă, se formează o bază sănătoasă. Oamenii au unde alerga la un cost relativ redus, au unde să facă cei kilometri de care tot povestim pentru a prinde performanță, după care, bineînțeles, cerul este limita și poate uneori bugetul sau alte lucruri, da? În orice caz, însă, ceea ce am văzut astăzi aici la circuit, Alex, am văzut, spun eu, un grup foarte diversificat de piloți. Am avut parte de oameni cu o experiență fantastică. Ne referim aici la Cătălin Țuțuian, ne referim la Vali Porcișteanu, ne referim la George Grigorescu, Raul Badiu și la alte nume provenite din tot felul de campionate
ce se desfășoară sub panoplia Frost. L-am văzut și pe Mihai Berbecaru venit din campionatul național de rallycross. Cumva o serie întreagă de discipline s-au adunat astăzi aici pentru a celebra, iată, începutul acestui campionat. De asemenea, când vine vorba de partea aceasta de junior, iată, avem tineri de la 11 până la 18 ani prezenți pe circuit, tot așa în frumoasa lor creștere. Și dacă în parcul de service am vorbit cu Andrei Tudor, Alex Lepădatu și cu o serie întreagă de junior, nu trebuie să uităm nici pe Bogdan Sălcudean, pe băieții frumoși de la Junior Motorsport, care și ei se pregătesc pe circuit. Și bineînțeles că am uitat pe cineva, pentru că lista e foarte mare, dar mă bucur să-i vedem. Pe parte feminină, ei bine, Ioana Ignat, Patricia Sârbu Mărculeț, Anelise Bârloiu au adus și ele o reprezentare puternică din acest punct de vedere și mă bucur să vedem. Partea dreaptă, evident, normal. Lucrurile cresc frumos și din acest punct de vedere și, în mod surprinzător, am avut la start și foarte multe modele diesel pentru a aduce toată această diversitate la maxim. Efectiv, așa puțin, nu? Da. Modele pe care cel mai probabil vom avea ocazia să le vedem și aici în cursa Masters, și spun asta în momentul în care în pregrilă, undeva în partea cealaltă, deja vedem modelul lui Eduard Georgescu, pentru a da un exemplu, dar treptat aliniem toate mașinile ce se vor afla aici pe grilă. Vom avea o cursă scurtă, vom avea o cursă de doar 4 tururi, o cursă însă care, din punctul meu de vedere, definește time attack-ul. Trebuie să fii rapid și trebuie să fii rapid într-un timp scurt. Da, bine, este adevărat că diferă oarecum de noțiunea de time attack povestea asta de roată la roată, pentru că esențialmente time attack-ul este vorba de lupta cu secundele și cu limitele pe care le poți sau nu le poți atinge tu, doar că în această ecuație regulamentul campionatului național de time attack a introdus și această particularitate, dacă vrei să-i spunem așa, aceea a celorlalți participanți în funcție de care trebuie să-ți gestionezi, să-ți gestionezi timpii. Vedem ce va ieși, se încearcă lucrul acesta, suntem la prima etapă organizată de această manieră. Sunt sigur însă că va fi un lucru absolut interesant, iar dacă spuneai mai devreme de Japonia și de originile sportului acestuia, haide să vorbim un pic despre ce înseamnă istoria time attack-ului, pentru că din Japonia, de pe legendarul circuit de la Tsukuba, și din Australia sau Noua Zeelandă, nu mai țin minte unde se organizează World Time Attack, acolo a plecat povestea aceasta. Există evident și o interpretare europeană a ei, dar acolo vedem mașini și acolo vedem limitele împinse către limitele fizice, evident, și ale materialului de concurs, însă evident, scopul este acela al performanței, indiferent că vorbim de Asia, indiferent că vorbim de Europa sau de Statele Unite ale Americii. Ei bine, da, dintr-un moment în altul ne așteptăm ca mașinilor să li se dea verde să părăsească zona de parc de service. Vedem și motivul pentru care până acum am întârziat un micuț Opel Corsa care a avut probleme în a se deplasa. Evident, prietenii noștri de la Motorpark România se asigură că suprafața de concurs este adusă în cel mai scurt timp la condiții ideale pentru a putea desfășura competiția și, evident, după toate aceste lucruri, după ce toate aceste aspecte vor fi îndeplinite, directorul de concurs va da semnalul către arbitrul din start, lucru care va permite accesul mașinilor pe pistă. Ei bine, da, început de campionat aici la Adâncata. Da, și trebuie să spun că treptat și presiunea unei curse începe să se simtă din ce în ce mai mult, cu toate că se răcește vizibil aici pe circuit. E bine, emoțiile devin din ce în ce mai mari și cumva trăirile acestea pe care le simțim în momentul în care vine o cursă încep să ne încălzească. În momentul în care urmărești de acasă, lucrurile sunt un pic mai simple, acolo ești în confortul tău și vă invităm și pe voi să vă pregătiți de punctul culminant, spun eu, până la urmă, al acestei etape. Da, suntem pregătiți în prestart, ne asigurăm însă că totul este în regulă, iar aici comisarii de traseu, oficialii, bineînțeles, doar își fac treaba până la urmă pentru a avea parte de o cursă cât mai sigură. Le mulțumim pe această cale, vorbim de o întreagă echipă ce s-a mobilizat pentru ca astăzi să putem desfășura această etapă și iată că safety car-ul iese în acest moment într-o, ceea ce înseamnă că intrăm în mod oficial în turul de organizare a grilei, turul de formare de fapt, ca așa este corect.
Raul Vadiu a fost prezent în mașina pe care o vedem acum pe traseu. Am avut un Mercedes SLS AMG, am avut Porsche, am avut Nissan GTR pe traseu, dar am avut și mașini cu pașaport fras până la urmă, pentru că așa sunt încadrate mașinile de competiție prezente la cel mai ridicat nivel, iar polmenul nostru, Alexandru Doianu, este un exemplu foarte bun. Vorbim de o fostă mașină de campionat mondial de turisme. Da, o fostă mașină de campionat mondial de turisme, o mașină pregătită de Peugeot Sport și tradiția franțuzească spune că acolo unde titulatura Sport este alăturată unui nume de producător pot ieși doar lucruri bune. A fugit repede de lângă noi și oricum timpul ne presa, pentru că aș fi fost curios de motivele pentru care a ales să schimbe motorul și nu să continue dezvoltarea motorului Peugeot, însă mă gândesc că este o alegere dată de know-how pe care Alex l-a arătat că l-are și evident de rațiuni de costuri. Pe de altă parte, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, rămâne o mașină de campionat mondial, o mașină pe care eram obișnuit să o vedem la Eurosport în sezoanele precedente, în campionatul, nu știu dacă neapărat mondial, dar cu siguranță în campionatul britanic de turisme, acolo unde luptele la baionetă sunt foarte, foarte dese. Ei bine, pare să că și plutonul de sportivi a pornit în turul de formare. Evident, vedem acele șerpuiri pe care piloții le fac pentru a-și curăța și încălzi anvelopele, cu atât mai mult cu cât, așa cum spuneai și tu, odată ce soarele a dispărut după clădirea boxelor, temperaturile au început să scadă foarte tare aici în zona de start. Va fi interesant cu siguranță startul, vom avea o primă frânare extrem de interesantă aici în capătul liniei drepte. Tot timpul știm că din cursele de circuit vedem că prima frânare este extrem de importantă și este importantă din două puncte de vedere. Pe de o parte, evident, vorbim de a înțelege dinamica mașinii acum că lucrurile s-au schimbat puțin față de acum 2-3 ore când ai avut ocazia să participi pe pistă și mai ales prin prisma modului în care reușești să te impui în fața adversarilor tăi, pentru că dacă în cursele de pistă ai o poziție hotărâtă și fermă de la început, ești un contracandidat de luat în seamă foarte serios în momentul în care vorbim de bătălii. Ei bine, Raul, așa cum spuneai și tu, cu mașina de securitate a venit aici alături de noi, ceea ce înseamnă că turul de formare a fost parcurs. Hai să vorbim cu ei. Hai să vorbești cu ei. Da, Ciprian, Luca și Raul Badiu se află aici în zona de start și practic grupează plutonul pe care îl vom vedea în spatele nostru. Încercăm să venim aici cu foarte multă grijă și iată, la bordul unui Porsche se află Ciprian Luca și Raul Badiu. Ne pregătim și cred eu cu un pic de emoții din ce simt eu aici de prima cursă Masters din istoria campionatului național Time Attack. Suntem echipa asta care s-a format acum 4 ani și am început un proiect nebunesc și uite, am ajuns și aici pe asfalt cu Raul. Ce să zic, ne place, au fost ceva incidente care ne-au furat din timp astăzi. Nu am mai putut efectua ultima manșă de concurs, dar suntem fericiți că nu am avut incidente majore și am ajuns la cursa Masters, care va fi extraordinară. Cum mai dau cuvântul prietenului meu de suferință. Într-adevăr, mă bucur să vedem că acum avem tablou complet, mai ales pentru juniori. Începem pe Macadam, mergem pe Macadam la salon paralel și acum suntem și pe circuit aici. Ce pot să zic? Nu cred că există cadru în care poți să te dai safe încă de la vârste de 12-13 ani să mergi cu viteze de 140-150 la oră și să înveți astfel încât să te ajute pe viitor atât în pilotaj, dar cât și mersul pe stradă, pentru că cursele, cum știm bine, și responsabilizează. Sunt încântat de cum a ieșit cursa până acum, mai sunt lucruri de pus la punct, dar tot oricum perspectivele sunt foarte bune și cum spuneam, mă bucur să văd că un campionat la fel, care este de varietate foarte mare, de atât piloții profesioniști cu mașini de curse, dar și piloții amatori, pasionații de azi, care cine știe, poate anii ce urmează vor fi la start competitori. Vreau să vă mai spun și cauza de ce am acceptat provocarea asta și propunerea din partea Federației Române să preluăm acest campionat. După cum știți, noi organizăm campionatul de slalom paralel de 4 ani de zile. Acest campionat este pepinierea CNR-ului și cu ocazia asta, cu Time Attack cu asfaltul, facem pentru juniori un tot, și asfalt și macadam. Deci acum cu adevărat este pepiniera CNR-ului.
un junior poate să crească sub umbrela noastră și la asfalt și la macadam. Și când a început, Ciprian, acest periplu al campionatului național de time-out-a? Povestește-ne un pic. Păi a început acum 2 luni jumate, cred că, nebunia asta. 2 luni jumate fără să formez o comisie, să facem un regulament. Am avut foarte mult de lucru. E prima etapă, nu ne-a ieșit perfect, de ce, după cum știți, eu nu mint niciodată, nu ne-a ieșit perfect, dar este prima și de aici înainte o să o îmbunătățim exact cum am făcut, cum am făcut la slalom paralel. La slalom paralel ne-a luat un an de zile și acum suntem mândri de ce rânduială, cum spunea Deleni, este acolo. Așa vă promit că o să ajungem și aici. Ciprian, Raul, mă bucur foarte mult să ne întâlnim pe circuit, mă bucur că iată lucrurile încep, ne pregătim de prima cursă, mergem către sportivi și mergem să vedem cum se simt aceștia, iată, în mod oficial, la startul primei curse Masters din campionatul național Time Attack. Mergem și revenim alături de Alex Sixu Dăianu. Avem o mașină învățată 100% cu ceea ce privește cursele în pluton. Alex, cu toate că pentru tine există experiență bogată, eu cred că emoții există la fiecare start în momentul în care te afli în paralel cu mai multe modele. Cum o să tratezi cele 4 tururi și cum o să le tratezi având în vedere că, iată, vorbim de o cursă, spun eu, destul de scurtă, așadar avansul trebuie făcut rapid. Da, e o problemă la start, mașina neavând damage control, mașina pleacă din relantii. Sperăm, cred că pe locul 2 e Cătălin, nu? Dacă nu mă înșel, acolo e problema mare, până în linia dreaptă, în rest e tot ok, nu avem o problemă. Da, mașina este exact ce trebuie, mașina se comportă, primul viraj pe partea noastră, vedem ce-o fi, e tot ok. Baftă multă și... fiecare rezultatul dorit să fie găsit la finalul cursei. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Da, iată Alex Sixu Dăianu, polmenul nostru când vine vorba de cursa Masters. Când vorbim însă de experiență în partea aceasta de circuit, ei bine, există un nume sinonim cu aceasta, este vorba de Cătălin Țuțuian. Cătălin, de mai multe sezoane ne-am văzut în campionatul național de viteză încolo, în coasă. Acolo te uitai la cronometru, erai în bătălie cu timpul și lucrurile se rezolvau din acest punct de vedere. Iată, revenim în pluton. Cred că se simte bine având în vedere că ai alergat până la urmă din această postură în cele mai importante campionate de monoposturi. Da, adevărat. La coastă este una, aici e alta, e un pic diferit, dar... mie îmi place foarte mult circuitul. Eu sunt și câștigător la clasa turist, la categoria Race 500. Am participat anul trecut la Race 500 și abia aștept să-mi luăm startul. Mai ai emoții la start? Ce sunt alea emoții? Noi am venit să ne distrăm. Le dau voie la alții să aibă emoții, nu, nu eu. La mine totul e sub control. Mult succes atunci și distracție plăcută! Mersi, mersi, la fel. Da, iată, am fost prezenți alături de Cătălin Țuțuian. Este un start pe care l-aștept, să știi, Alex, startul lui Cătălin. Este un moment pe care și Alex Dăianu l-așteaptă foarte mult și ne povestea asta. Și cu toate că inițial a fugit un pic de noi acolo în zona parcului de servici, iată că acum venim în această zonă de interviuri, deoarece am avut parte de un weekend fenomenal din partea lui Marius Andor. Marius, n-ai mai scăpat acum, venim, însă spun eu, într-unul din cele mai spectaculoase momente ale weekendului în această cursă, roată la roată. Dacă nu mă înșel, este o premieră pentru tine. Prima dată pentru mine pe acest circuit, roată la roată. Lucrul arăta fenomenal din punct de vedere al timpului. Primul loc la clasă, dacă nu mă înșel, și din prima iată un start hotărât. Ne vedem tot sezonul? Da, în principiu da, vreau să particip tot sezonul. Am ceva probleme cu mașina, mi se prinde check engine-ul și sper să remediez până la etapa viitoare. Până atunci însă de-abia așteptăm să te vedem în această cursă de sprint. Mult succes! Mulțumesc, mulțumesc mult! Da, vorbim și aici de un model foarte interesant, vorbim de un model turbo de circuit, vorbim de o plecare de pe linia a treia a griliei pentru Marius Andor, iar acum mergem mai departe și continuăm cu acești sportivi frumoși. Mergem alături de Valentin Dobre și
de un start nou pentru el. Vali, ne-am luptat cu timpul pe parcursul întregii zile. Ajungem, spun eu, la cel mai emoționant moment al weekendului, cursa roată la roată. Cum crezi că te vei adapta? Care-i strategia? În momentan am o strategie, sunt prima dată pus la o cursă Masters, adică de genul. Mă voi descurca cu siguranță. E o chestie nouă, nu pot să spun prea multe despre asta. Aștept să vedem ce se va întâmpla. Se pare că așa s-au nimerit grilele. În partea dreaptă îi avem pe experimentații în curse, pe Alex Dăianu, Cătălin Țuțean, Sorin Mureșan. Aici vorbim de premiere, dar asta cred că este frumos și cred că se simte cumva special în mașină de concurs. Da, se simte cu siguranță. Mult succes! Știu că emoțiile sunt mari acolo. Este, cum spuneam, primul start. Vom vedea cât durează până în momentul în care trebuie să eliberăm grila, dar până atunci revenim alături de Sorin Mureșan și, așa cum spuneam și anterior, revenim în partea experimentațiilor în ceea ce înseamnă bătăliile roată la roată. Sorin, ești pregătit să te duelezi și cu adversar vechi, dar iată și alături de nume noi. Cum e și cum crezi că vei profita până la urmă de faptul că ai propulsie față de adversarii din jurul tău? O să fie distractiv. O să încerc să fac, să dau tot ce pot. Sper să nu se încălzească mașina, de aia sunt mai stresat. În rest totul e bine. Cumva o să fie fain. Hai, ne distrăm. E cel mai important. Și noi sperăm ca tehnic totul să funcționeze perfect și dorim multă baftă. Mersi. Mulțumesc mult. Am fost prezenți așadar alături de Sorin Red Mureșan. Mergem acum în zona boxelor, deoarece cursa stă să înceapă și iată, ne pregătim de pe care, după cum spuneam, toată lumea îl așteaptă. Alex Lascu este deja în studio și îi dau legătura. Alex, ne pregătim de start. Zice Ștef, vorbește, mă. E bine, da. Da, râd pentru că uite că lucrurile încep să se miște acum pe pistă. Ai fost și ai vorbit cu fiecare dintre sportivi în parte. Zi-mi, te rog frumos, de emoțiile pe care le-ai simțit acolo pe grilă, pentru că cu siguranță ele au diferit față de ceea ce am simțit în parcul de service, acolo în care lumea avea timp, în care lumea încă se mai pregătea. Ei bine, iată că de data aceasta lucrurile au devenit interesante și, bineînțeles, așa cum spuneam, vorbim de suspansul unui start. Da, aș spune că lucrurile devin cu adevărat serioase acum. Să știi că am avut parte cumva de o atitudine foarte, foarte diferită. I-am avut pe piloții cu experiență în această parte de bătălie roată la roată, pe Alex Dăianu, Cătălin Țuțuian și Sorin Red Mureșan la microfon. Aceștia au fost relaxați și cumva așteptau momentul cursei, dar fără prea mari emoții. În schimb, pe partea stângă se aflau Marius Andor, respectiv Valentin Dobre, prezenți la primul start, iar acolo emoțiile se simțeau serios. Din păcate, nu am apucat să discutăm cu tot plutonul, în orice caz, din pol. Îl vom avea pe Alexandru Dăianu cu Peugeot-ul negru-goal pe care îl vedeți în acest moment în cadrele noastre. Din spatele său va pleca Cătălin Țuțuian, Marius Andor este prezent pe poziția a treia a grilei. Sorin Mureșan revine cu BMW-ul E36 alb pe locul al patrulea. Îl avem prezent în spatele său pe Mihai Pleșa cu Honda Civic. Valentin Dobre aduce Renault-ul Clio albastru aici pe grilă. În spatele lui Vali se află Alexandru Cazacu cu Skoda Fabia. Îl avem prezent acolo și pe Eduard Georgescu, venit tocmai din lumea trofeului Rally Start, iată, către circuit, cu un model diesel de această dată. În spatele lui Eduard Georgescu se află Dragoș Bâzoi și îi avem prezenți acolo pe grilă pentru noi, cu modele Suzuki Swift în acest moment și pe cei ce sunt Bogdan Anghelea cu modelul negru cu roz. În spatele lui Bogdan se află Alexandru Pârvu, iar grila este închisă de Dan Iancu pe modelul Renault Clio.
ce diversitate, cred că nu se repetă aproape nicio marcă în momentul în care ne aflăm pe traseu, excepție făcând prima linie a grilei, unde vedem două Peugeot-uri, da, dar două Peugeot-uri și ele cu totul și cu totul diferite. Două Peugeot-uri la început și două Suzuki care sunt, care închid grila, și exact la asta mă gândeam în momentul în care enumerai tu lista de start, ce diversitate ne aduce la start acest campionat național de time attack, lucru care, dacă vrei cumva să facem o paralelă, era valabil și în campionatul național de viteză în coastă 2, acolo unde aliniate la start vedeam foarte multe, foarte multe modele de la diversi producători, de la diverse mărci. Ei bine, da, suspansul crește pentru că ne apropiem de momentul startului. L-am văzut pe Eddie Bârlăiu ținând în mână steagul verde, steagul pe care trebuie să îl fluture în spatele liniei de start pentru a-i da omului de start informația că toți sportivii sunt aliniați în grilă și că se poate relua startul. Îl vedem pe Cătălin Țuțuianu care face acele șerpuiri pentru a aduce anvelopele în temperatură. Vedem însă ciudat că nu toți sportivii folosesc această metodă. Unii dintre ei folosesc acest slalom pentru a încălzi anvelopele. Unii dintre ei nu, și îl numesc aici pe Alexandru Deianu. L-am văzut pe parcursul întregului tur de formare mergând aproape dreptul. Iată-l, își reia locul aici în grila de start pe poziția întâi, lucru care este oarecum sau era oarecum de așteptat, având în vedere experiența pe care Alexandru deja o are și, bineînțeles, materialul de concurs, nivelul materialului de concurs. Ștef, ne apropiem de start. Da, ne pregătim de start. Revin așadar cu ordinea de poziționare în grilă. Alex Dăianu pleacă din pole position, readuce, iată, în prim plan Peugeot-ul 407 VTCC. În spatele său se află Cătălin Țuțuian pe modelul Peugeot 106. Marius Andor pleacă de pe locul al treilea cu un model turbo 4x4, iar pentru el startul va fi unul foarte interesant. Sorin Mureșan este pe 4, Valentin Dobre pe 5 pe modelul Renault Clio, Mihai Pleșa pe 6, Alec Cazacu pe 7, că îl avem în spatele său și pe Edi Georgescu. Iar acum avem parte de plecare, dar foarte bun acolo pentru Alexandru Dăianu. De asemenea, Marius Andor reușește să vină pe interior. Cine va avea parte oare de întâietate în primul viraj? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne punem. Pare că Andor are acolo șefia, Dăianu vine însă puternic pe interior. Iar aici, dragi prieteni, experiența, iată, își spune cuvântul. Asta în momentul în care Cătălin Țuțuian a căzut până pe poziția a patra, iar pe locul al treilea, iată, cu o plecare fantastică, îl avem pe Mihai Pleșa, pe modelul Honda Civic. Dăianu așadar este lider, Marius Andor se apără în spatele său, în fața lui Pleșa. Cătălin Țuțuian este pe poziția a patra și cu siguranță va trece la atac. Acesta însă trebuie să se apere și în fața lui Sorin Mureșan, prezent pe poziția a cincea cu modelul BMW. În timp ce în spatele acestuia avem parte din nou de o bătălie între Eduard Georgescu și Valentin Dobre. Revenim alături de liderul nostru, alături de Alexandru Dăianu. Lucrurile însă devin foarte, foarte interesante acolo pentru poziția secundă, deoarece Pleșa cu siguranță va trece la atac. Să știi că eu mă bucur foarte tare de faptul că am avut un start curat. Iată că avem și depășiri pe pistă. Da, deja Mihai Pleșa îi arată roata de față lui Andor. Așa se face. Îți testezi contracandidații pentru a le spune, iată, sunt aici. Până la urmă, Mihai Pleșa a și trecut. Lucru care se întâmplă și cu Cătălin Țuțuianu. Până la urmă, două poziții pierdute de către Andor în doar două viraje. Evident, experiența lui Cătălin Țuțuianu își spune cuvântul și, bineînțeles, este greu de egalat pe pistă. Practic, în fața lui Țuțuianu rămâne doar o piatră greu de urnit în perioada lui, în persoana lui Alexandru Dăianu. Vorbim totuși de două mașini diferite. Dacă în ceea ce îl privește pe Țuțuianu vorbim de o micuță, de un micuț Pocket Rocket cu doar 150-160 de cai putere, în ceea ce îl privește pe Alexandru Dăianu, în acest moment își încheie primul tur cronometrat aici din cursă. În ceea ce îl privește pe Alex Dăianu, vorbim de o mașină de 240 de cai putere, pe care, așa cum am văzut, lipsa puterii o penalizează pe linia dreaptă. Am văzut acest lucru imediat după start, atunci când a fost depășit, dar a revenit asupra poziției sale pe prima perioadă de frânare. Și ce plecare, Alex, ce plecare am avut pentru Mihai Pleșa, incredibil cum de pe poziția, de pe linia 3 a grilei acesta, a
sprintat pur și simplu către poziția secundă. Da, o mașină, iartă-mă că te întrerup, o mașină care este penalizată în ceea ce privește domeniul de viteză de vârf, l-am văzut atingând limitatorul de viteză în treapta finală a cutiei aici pe linia dreaptă și practic fiind nevoit să parcurgă o mare porțiune din linia dreaptă în limitare, ceea ce înseamnă că acolo se poate recupera față de Mihai Pleșa. Da, mai avem două tururi de parcurs. Alex Deianu rămâne lider cu modelul Peugeot 407 VTCC cu un avans liniștitor. Acesta poate trece deja la menajare când vine vorba de pilotul gorjan. Lucrurile, în schimb, rămân interesante în spatele acestuia. Mihai Pleșa se apără acolo în fața lui Marius Andor. De asemenea, Cătălin Țuțuian așteaptă o breșă din partea colegilor săi, iar lucrurile rămân acolo în continuare foarte, foarte strânse. Noi pe camera am fost acolo prezenți cu Alex Deianu, am vrea să trecem pe duelul pe care îl menționam anterior. Iată, Pleșa se apără acolo în partea din stânga în fața celor doi sportivi și sunt sigur că este doar o chestiune de moment până când Țuțuian va trece din nou la atac. Da, uite, vezi frumusețea curselor de circuit, frumusețea acestor bătălii roată la roată pe care în competițiile, fie de time attack clasice, fie cele de raliuri sau viteză în coastă, nu le vezi. Încheiem împreună cu Alex Deianu cel de-al doilea tur cronometrat, deci practic am ajuns la jumătatea cursei, vorbim de o cursă scurtă, vorbim de o cursă de sprint acolo unde trebuie să dai totul și să mizezi totul pe o singură carte. Trece și al doilea pluton, practic plutonul care determină cele mai interesante, hai să-i spunem, bătălii, punctul de interes de la din acest moment. Îl vedem pe Edi Georgescu, pe Dragoș Bezoi și pe Alex Cazacu și ei ajungând cumva să se compacteze. Poate că vom vedea spre finalul competiției și aici ceva bătălii mai interesante, însă una peste alta trebuie să remarcăm o cursă curată, o cursă frumoasă până în acest moment aici pe pista Motorpark România. Da, și Țuțuian a trecut la atac. Noi îl vedem pe live pe Mihai Pleșa, chiar în spatele său Cătălin a reușit să treacă acolo de Marius Andor. Rămânem cu același lider, după cum vă menționam și anterior. Vorbim de o cursă în care piloții, bineînțeles, punctează în clasa lor de cilindree. Este important de menționat acest lucru, dar în momentul în care se află pe circuit sunt sigur că se orientează doar la rezultatul direct al acestui sprint și iată acolo lucrurile continuă să fie bătăioase, cumva experiența în pluton, spunându-și însă cuvântul pentru sportivii noștri. Să vedem, lucrurile se pot schimba acolo pentru poziția secundă, deoarece Cătălin Țuțuian îl ajunge pe Mihai Pleșa. Asta în momentul în Alexandru Deianu rămâne în continuare lider confortabil. E bine, și vedem în spatele lui Țuțuian, vedem o bătălie interesantă și pentru acea poziție. Vedem prima mașină cu propulsie, prima mașină cu tracțiune spate, care începe deja să pună probleme lui Andor. Evident, vorbim de o mașină cu un motor aspirat care pe palierele de viteză suferă în ceea ce privește viteza de vârf, dar așa cum am văzut din punctul de vedere al vitezei de parcurgere a virajelor și din punctul de vedere al punctelor de frânare, iată că limitele pot fi împinse mai ușor cu o mașină cu tracțiune spate. Da, am fost prezenți din nou pe camere alături de liderul nostru în spate, după cum ne spunea, iată, Sorin Mureșan a trecut acolo de Marius Andor. Lucrurile rămân interesante și pentru poziția secundă. Mihai Pleșa însă se bucură de un plus de putere pe linia dreaptă față de Cătălin Țuțuian și ajungem în ultimul tur al acestei curse. Da, ultimul tur. Îmi pare rău că se termină tot atât de repede, însă până la urmă despre asta este vorba în cursele de sprint, unde trebuie să te concentrezi și să îți canalizezi eforturile și performanța pe o perioadă foarte scurtă de timp. Așa cum bănuiam oarecum, dacă vrei, la începutul acestei transmisiuni, Alex Deianu a scăpat în învingător. Îl recomandă atât experiența pe care a acumulat-o, cât și materialul de concurs. Spun acest lucru, evident, fără a încerca să aduc un prejudiciu de imagine sau de orice altă natură celorlalți participanți. Cătălin Țuțuian, cu o mașină care îi place evident să meargă mai mult pe 3 roți decât pe 4, este acolo pe poziția a 3-a, pe 2 Mihai Pleșa, iar dacă lucruri radicale nu se vor mai întâmpla, cred că asta este formula de podium pentru această cursă de sprint.
Da, se joacă în continuare, însă poziția secundă, iar Cătălin Țuțuian încearcă acolo să treacă de Mihai Pleșa în partea din spate a circuitului. De asemenea, mai există dueluri și între Dragoș Buzoi, respectiv între Eduard Georgescu. În ceea ce privește însă bătălia pentru prima poziție, ei bine, aceasta practic nu a existat. Am avut un singur om ce a dominat, iată, prima cursă Masters din istoria campionatului național Time Attack. Este vorba de Alexandru Dăianu, ce se impune în cadrul primei etape din campionatul național Time Attack și astfel, iată, deschide din nou cu dreptul sezonul 2024. După cum vă spuneam, avem parte de o bătălie și pentru poziția secundă dată între Mihai Pleșa, respectiv Cătălin Țuțuian, și iată, la prima sa cursă pe circuit, Mihai Pleșa reușește să obțină poziția secundă, în timp ce Cătălin Țuțuian vine pe locul al treilea cu modelul Peugeot 106, Vali Dobre încheie pe poziția a patra, iar acum iată Marius Sandor plecat de pe 2, vine pe 5, urmat de către Dragoș Buzoi, de către Eduard Georgescu, Alex Cazacu vine pe poziția a opta. În ceea ce privește bătălia modelelor Suzuki Swiss Sport, dacă nu mă înșel, Bogdan Anghelea are parte de în acest moment și alături de noi se mai află, bineînțeles, și Dan Iancu pe modelul Renault Clio, ce își încheie, iată, acest parcurs. Victorie însă pentru Alexandru Dăianu și, iată, așa cum spuneam, Alex, un sezon de circuit început cu dreptul pentru un pilot ce treptat nu mai are nevoie de nicio prezentare în acest domeniu al curselor roată la rată, dar și al tamaitacului. Da, uite, să știi că stăteam și mă gândeam la lucrul acesta, dacă în ceea ce privește începutul de carieră pentru Alex Dăianu în încercarea de a face lucrurile așa cum marea majoritate le știam, respectiv cu etapele de viteză în coastă, a fost un fiasco. Ei bine, iată că el s-a regăsit aici în cursele de circuit și mă bucur că se întâmplă lucrul acesta, mă bucur că și-a găsit breșa pe care să o umple în momentul în care nevoia de performanță l-a făcut să renunțe la cursele pe drumuri publice și să-și a întors atenția către circuit. Ei bine, da, Cătălin Țuțuianu, bineînțeles, un nume care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare în ceea ce privește viteza și performanța, o face atât pe pistele din România, cât și pe cele din afara țării, acolo unde este mentor, acolo unde este antrenor pentru multiple talente. Mihai Pleșa, un om provenit și el din Campionatul Național de Viteză în coastă, acolo l-am văzut alergând cu această mașină. Vali Dobre și el, un participant în etapele de viteză în coastă alături de Dragoș Buzoi, am avut plăcerea să vorbim cu ei în deschiderea acestei competiții. Se apropie cu toții de această zonă de final. Ștefa Cuborât împreună cu cameramanul nostru acolo în zona de start. Mihai Stana este alături de ei, organizatorul, bineînțeles, sufletul acestei competiții este și el acolo și evident ne bucurăm de un final de primă etapă, fără niciun fel de incident și cred că trebuie punctat acest lucru pentru că este extrem de important pentru moralul atât al sportivilor cât și al organizatorilor, această reușită, pentru că este o reușită. Frumos, frumos arată mașina lui Alex Dăianu, se văd cum scânteiesc frânele în lumina soarelui acestuia de apus. Se apropie de această zonă de final de traseu, turul de răcire, dacă vreți, după această competiție și rămâne să vedem ce au de spus sportivii după această cursă. Ștefan face semne de acolo de jos din preajma mașinilor. Ei bine, iată, Mihai Stana ne ajută cu poziționarea mașinilor în zona de finish și rămâne să vedem ce ne spune Ștefan. Da, iată, am venit aici pe grilă și am venit alături de podiumul cursei de sprint, cursei Masters din cadrul campionatului național Time Attack.
Piloții se dezechipează, după care urmează să discutăm cu aceștia după un parcurs, ce zic mai, foarte spectaculos și un început, zic eu, bun a acestei serii. Iată, un început desfășurat 100% pe circuitul Motorpark România și un parcurs cât se poate de spectaculos. Îl așteptăm alături de noi pe câștigătorul acestei curse. Este vorba de un experimentat al disciplinei, Alex Dăianu. A venit, a văzut, a avut un pic de emoție acolo în zona de start, însă a reușit să învingă în cadrul acestei curse și astfel pleacă, bineînțeles, lider al cursei sale. L-am așteptat un pic pe Alex să se dezechipeze, vorbind de o cursă care te solicită, chiar dacă vorbim doar de 4 tururi, vorbim însă de o victorie frumoasă și un început, cum nu se putea mai bun, spun eu, pentru sezonul 2024. Alex, avem nevoie, dacă se poate, de un suport acolo la roată pentru Alex Dăianu. Mașina o ia un pic în față. Vom discuta imediat cu oficialii pentru a rezolva acest aspect. Am venit în această zonă, iată, încheiem cel mai spectaculos moment al weekendului și Alex Dăianu, după un început cu foarte puține emoții, avem o cursă dominată de către tine. Felicitări pentru un start fantastic de sezon 2024. Mulțumesc mult, Ștef. Mașina nu e pregătită pentru startul după loc, mașina nu are launch control, nu are nimic, tot timpul îmi dă o emoție așa la plecare, dar după, mașina are un potențial, nu e foarte puternic, are un potențial foarte mare de a recupera și s-a terminat tot ok. Nu știu diferența între mine și restul, dar cred că este ok. Știu că înainte de a avea parte de un model din acesta provenit cumva din uzină, ai mers cu o mașină preparată în garaje, dar tot așa o mașină foarte performantă. Cum ai luat decizia de a trece la Peugeot? Presupun că decizia a fost una foarte bună pentru circuit, pentru că, iată, rezultatele vin etapă de etapă. Da, este adevărat. Sufletul meu tot la Audi rămâne, dar ca și material de concurs este mult mai fiabil, mult mai lejer de întreținut și este o ocazie foarte bună de a învăța multe secrete ale circuitului. Adică este o mașină cu un potențial fantastic, ne ajută, nu ține cu casa și e tot ok. Acum urmează un upgrade de putere la ea, o trecere pe slick. Momentan mergem pe semi-slick, 240 de cai. O lăsăm pentru ceilalți care vor să o închirieze în setup-ul ăsta. Acum rămâne mai departe să creștem puterea. Alex, felicitări încă o dată și ce să mai, de abia așteptăm să o revedem în următoarele etape. Mulțumesc, nu Ștef, mulțumesc mult ca întotdeauna. Că vine vorba de surprize, am avut parte de un start fantastic și o cursă în care, iată, experiența luată la roată și a spus cuvântul când vine vorba de parcurs. Mihai Pleșa așadar este prezent alături de noi. Mihai, ai plecat ca din tun la start și iată, avem locul al doilea după un duel foarte frumos dat cu Cătălin Țuțuian. Iată că l-ai ținut acolo în spate și vii cu un rezultat foarte bun în cadrul cursei Masters. Da, startul nu a fost foarte bun, așa cum doream eu. Am patinat destul de tare, nu am vrut să mai pierd, am lăsat-o așa. Am un pic de dezavantaj pe linia dreaptă. Cătălin m-a prins, am făcut greșeală pe un viraj și acolo s-a apropiat de mine și era normal să stea. N-am mai putut să fac toate trasele pe toate virajele, a trebuit să sacrific câteva ca să nu-i dau posibilitatea de a se băga pe interior sau ceva de genul. Per total bine că mașina înaintează bine între viraje și acolo are o explozie mult mai mare decât a lui. Asta a fost un avantaj, un dezavantaj a fost linia dreaptă unde eu limitez înainte de linia de finish. Dar per total sunt foarte mulțumit, nu mă așteptam, n-am venit pentru rezultatul ăsta, am venit doar să mă obișnuiesc, să mă acomodez și sunt fericit așa cu ce configurație și ce am reușit să facem. Te-am mai văzut de aproape 3 ani cât zâmbind așa după cursă, mă bucur tare mult. La coastă e mai greu să ajungi în față, mai ales că sunt bani mulți de băgat, mașina nu e la un nivel, cauciucuri, multe chestii și atunci vii decât să te dai așa de fan. Aici dacă faci un rezultat bun e mult mai ok. Și totuși mult mai safe decât la coastă, dar e un lucru mult mai ok pentru mine.
Mihai, felicitări, a fost fantastic și sperăm să te revedem întreg sezon. Încercăm să mergem și la Mureș. Că tot vorbim însă de experiență, că tot vorbim de depășiri, trebuie să vorbim și cu Cătălin Țuțuian în momentul în care venim, iată, în această poză oficială și vedem podiumul cursei Masters de aici din campionatul național Time Attack. Victorie pentru Alex Dăianu, locul al doilea pentru Mihai Pleșa și locul al treilea după multe depășiri, după un duel pentru poziția secundă pentru Cătălin Țuțuian. Chiar dacă tu ești obișnuit, noi nefiind prezenți la RES, ne-a fost dor să te vedem cumva, roată la roată. Avem o mașină nouă pentru tine, o mașină poate mai puțin puternică, dar o mașină cu care ai performat. Te-ai distrat, te-ai simțit bine? Cum a fost în aceste patru tururi? A fost super. Pentru mine a fost cel mai mișto antrenament, pentru că eu merg cu mașina de 1.6 și toată lumea are 2 litri sau 2 litri aspirat și era cea mai slabă mașină din la start. Dar pentru mine a fost extraordinar să fie așa. Eu a trebuit să trag de mine, să muncesc, nu să fac materialul diferența și s-a văzut foarte clar. Cred că publicul a văzut cel mai bine cât de frumos este și cât de mișto este să ai o mașină nu neapărat foarte scumpă și foarte performantă și poți să faci treabă cu ea, cu croissantul franțuzesc. Asta e un exemplu pentru toți, spun eu. Pentru că mulți oameni cred că este doar despre buget. Exact. Poți să mergi cu low buget, cu o mașină de 1.6-16 pe valve, de 160 de cai, foarte tare și poți să te bați cu mașini foarte performante dacă mergi doar corect. Nu să mergi extraordinar, nu să faci ceva science fiction, ci să mergi corect și normal. Cătălin, ești una din persoanele ce, din punct de vedere al motorsportului, ai văzut de toate. Ai fost prezent pe cele mai mari circuite din lume, ai fost prezent atât din postură de pilot cât și din postură de instructor. Spune-ne un pic cum ți s-a părut ție ceea ce s-a întâmplat astăzi aici la Motorpar România. Păi, în primul rând, este o evoluție pentru sportul românesc. A fost foarte ok, foarte normal. Evoluăm, următoarea etapă să fie mai bine, mai mulți piloți la start, toată lumea s-a distrat, toată lumea a făcut kilometri de calitate, care este foarte important și cred că sunt cei mai ieftini kilometri care poți să-i faci, să faci reale evoluție în domeniul motosport. Nu au fost incidente, toate mașinile sunt întregi, totul e ok, deci pentru mine e o reală evoluție pentru motosportul românesc. Și de precizat, eu am terminat pe locul 3 la general, eu sunt pe locul 1 la clasa mea, la 1.6. E foarte simplu. Da, vorbim de cea mai puțin puternică mașină din toată grila și de locul 3, iată, la general. Exact. Deci se poate și cu buget limitat și cu buget normal și poți să fii ca un începător, da? Să-ți iei o mașină de 1.6 aspirat, fără turbo, fără nimic și să vii, să distrezi, să te simți bine, să faci kilometri, să faci și performanță. Și asta mă bucur că se întâmplă cumva aici. I-am văzut pe junior cu mașini mai lente, i-am văzut însă dorindu-și să progreseze și cred că cu asta s-a crescut. Păi da, dacă și te uiți, cele mai multe mașini sunt clasele de 1.6, adică aia este clasa în care tu trebuie ca om, ca pilot să evoluezi. Prima dată mergi cu 1.6 maxim, după care crești la 2 litri, după ce mergi cu 2 litri maxim limită, crești la 2 litri turbo sau la 1.6 turbo. Așa este normal și real, nu să sare etapele. Și atunci evident că tu ca om ești performant, ca pilot ești performant și performezi și faci treabă. Dacă încerci să faci... să sare etapele și clasele, nu prea merge. Adică merge, dar nu cu succes. E simplu. Mă bucur mult că învățăm toate sfaturile astea. Mă bucur că ești aici, pentru că oamenii pot asculta ceea ce spui și dacă programul îți permite, știm că ești foarte ocupat, sperăm să te vedem la cât mai multe etape, cel puțin de Time Attack. Și eu vreau la fel, să particip tot anul și când am liber, tot timpul vin cu mare drag. Mersi! Și în acest cadru frumos, cu acești oameni frumoși, inclusiv cu Alex, căruia îi mulțumesc pentru că a fost prezent alături de mine, încheiem transmisiunea live. Sportivii se pregătesc pentru festivitatea de premiere și exact așa cum se cuvine, urmează să le oferim trofeele tuturor oamenilor ce s-au duelat în clasele campionatului național Time Attack. Noi însă ne-am bucurat de o cursă superbă de sprint, iată, cu victoria lui Alex Dăianu, cu victoria cu locul secund pentru Mihai Pleșa, cu poziția a treia pentru Cătălin Țuțuian, dar mai mult de atât, așa cum spunea și Cătălin, cu un câștig pentru întreaga mișcare a motorsportului. Da, e foarte adevărat, un lucru nou, un lucru inedit pentru noi obișnuiți cu probele speciale, cu praful de pe probele de macadam, cu publicul în număr foarte mare raportat la ceea ce s-a întâmplat aici. Iată că încheiem o transmisiune, dar suntem la un început.
Bine ai venit între noi, Time Attack, campionatul național de Time Attack, soții mult și bine, iar dacă prima etapă a arătat așa, viitorul sună bine. Ștef Raita, Alex Lascu, vă salută, ne revedem în etapele următoare. Pe curând!